Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vaiale! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care le pretutindenești pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfânt, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, preasfințite Părinte, binecuvintează. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește și mântuiește pe noi. Amin. Amin. Să rămână preasfinția voastră, să rămână tuturor părinților. Domnul profesor, bine ați venit în mijlocul nostru și tuturor fraților, bun venit! Pentru că l-avem pe preasfințitul Atanasie și aș dori, dacă se poate, să ne spună două cuvinte înainte de a începe domnul profesor și de a-l prezenta eu un pic pe domnul profesor. Dar dacă vrea preasfințitul Atanasie să îi facă o mică prezentare domnului profesor Adrian Lemeni, care nu cred că mai are nevoie de vreo prezentare din partea noastră, dar poate sunt și credincioși și poate și dintre frații preoți care îl cunosc mai puțin pe domnul Adrian Lemeni. Primul rând, bine ați venit, domnule profesor, care este un prieten, să zic așa, foarte apropiat, în apropiată episcopiei noastre și un adevărat ctitor al centrului eparhial. Fără ajutorul domniei sale, ceea ce trăim astăzi la Roma și ceea ce am trăit în ultimii aproape 13 ani ca și episcopie, probabil nu ar fi fost la fel. Pe lângă faptul că predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă de la București, este și profesor a extensiei noastre, a extensiei acestei facultăți de aici, de la Roma, și pentru noi este o adevărată bucurie și aș putea spune o onoare. Și în același timp ne-am folosit foarte mult din mărturiile pe care de fiecare dată le-a făcut, prin eforturile care le face să crească, iată deja, a patra generație de studenți care urmează calea studiului teologic aici la Roma și în același timp să sprijine cu timp și fără timp, cu o steneală, proiectele pe care le avem împreună și încercăm să le ducem înainte spre binele episcopiei noastre, dar și a întregii biserici. De aceea, fără adăuga prea multe, îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră de a participa în această seară la, iată, a treia conferință din cadrul săptămânii misiunii. Săptămâna misiunii care, pentru a treilea an consecutiv, să zicem, îmbogățește activitatea departamentului pentru misiune și în același timp a Centrului de Studii Dionisie Exigu, care în acest an, împreună cu departamentul pentru misiune și departamentul pentru mass media, în colaborare, toate trei departamentele, iată, organizează această săptămână. Și mulțumim și Părintelui Constantin pentru așa cap-coadă toate aceste conferințe, aceste programe de care ne folosim cu toții, mai ales în mediul online, ținând cont de circunstanțe. Și ne bucurăm foarte mult, în orice caz, văzând cifrele de ieri seară și primind un retur atât din partea credincioșilor, dar și a preoților noștri, credem că sunt foarte benefice aceste conferințe. Mulțumim tuturor, bine ați venit. Părinte Constantin, vă dau cuvântul pentru o prezentare poate mai oficială, mai ales pentru cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook, Doxologia Trinitas, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, și pe pagina de YouTube, în așa fel încât cu toții să poată să cunoască și curiculumul oficial al domnului profesor, după care vom asculta cu mare interes conferința domniei sale. Vă mulțumesc și Domnul să binecuvânteze această seară. Mulțumim, preasfinția voastră. Despre domnul profesor Adrian Nicolae Lemeni se pot spune foarte multe. E atât de bogată activitatea a domnului profesor, dar știți, să nu pară laudă. Aș vrea în câteva cuvinte să-l prezint, pentru că nu vrem să-l lăudăm. Știm că nu-i place să fie lăudat. Este, așa cum bine știți, profesor la Facultatea de Teologie din București.
Are o carieră bogată, universitară, născut în 1971 în Cugir, județul Alba, și în perioada imediat următoare după Revoluție a făcut facultatea de mecanică. Cunoscând marii oameni de mari oameni ai bisericii, adică profesori, preoți mari, cum e părintele Cleopa, cum e părintele Arsenie Papacioc, părintele Teofil Părăian, părintele Sofian Boghiu, părintele Stăniloae și așa mai departe. Toți acești oameni ai bisericii i-au făcut, au născut, să zic așa, s-au sădit în sufletul domnului profesor dorul după Dumnezeu și după facultatea de teologie. În perioada imediat următoare, prin anii 94-98, se va face și studii de teologie. După studiile de teologie urmează studii de masterat, studii de doctorat și așa mai departe. Specializări, nu le mai spunem pe toate că ne-ar dura foarte mult. Este la Catedra de Teologie de apologetică, de teologie fundamentală, de teologie dogmatică, este autor a foarte multor referate, studii, are cărți apărute, s-a ocupat de foarte, foarte, foarte multe lucruri, simpozioane, are o foarte bogată activitate, atât în cadrul facultății, cât și în afara facultății de teologie. Pe de altă parte, a avut și stagii de cercetare, de documentare la Institutul Ecumenic de la Bosei, al Consiliului Mondial al Bisericilor de la Geneva și așa mai departe, la Institutul Catolic de la Paris, o foarte bogată activitate scolastică, să zicem așa. A avut și funcția de secretar de stat pentru culte în perioada 2005-2007 și în 2009-2012. Are foarte, foarte, foarte multe activități. Deci este în foarte multe asociații, în foarte multe... nu vreau să-l laud. Îl las să vorbească pe domnul profesor, pentru că nu vreau să vorbesc eu mai mult. Așa că, domnule profesor, bine ați venit și așa pe calea undelor și ne bucurăm foarte mult că ne-ați oferit această bucurie și această posibilitate să vă ascultăm. Este căsătorit, este tată de copii, are familie. Nu mai vorbesc eu. Vă mulțumim, vă mulțumim. Sunt emoționat. Să știți că sunt emoționat pentru că mi-am dorit foarte mult ca domnul profesor Lemeni să fie în mijlocul nostru. Domnule profesor, cu toată dragostea. Preasfinția voastră, Părinte Constantin, preacucernici părinți, dragi credincioși, mă bucur mult să fim împreună, chiar dacă în acest format. Vreau doar să rectific legat de ce spunea Părintele Constantin. Sunt căsătorit, dar nu avem copii, sunt doar cu soția. Soția e medic, Alina. Și evident, nu activitatea pe care am asumat-o de-a lungul anilor, cred că trebuie să fie definitorie. Și mai degrabă m-aș bucura ca inclusiv în acest format să reușim să împărtășim o stare de spirit din care să ne folosim, să fie ceva cu folos pentru suflet, astfel încât să întărim legăturile dintre noi în aceste vremuri deloc ușoare. Și am răspuns invitației făcute, chiar dacă în ce mă privește, poate am anumite rezerve pentru o comunicare în acest format, dar acestea sunt condițiile. Și era programat să fim împreună în această vară, în format fizic, în întâlnirile organizate de Părintele Constantin Totolici. M-aș fi bucurat să fim împreună, pentru că, evident, starea de spirit împărtășită într-o întâlnire față către față nu poate fi echivalată de ceea ce înseamnă, știu eu, comunicarea unor informații în aceste medii informaționale. Dar, cu toate acestea, e important să rămânem, cred, cu
nădejdea unei revederi față către față, pentru că în astfel de întâlniri reușim să împărtășim mult mai mult decât simple informații. În aceste medii informaționale suntem condiționați până la urmă de ceea ce înseamnă logica structurală a acestor medii, și anume împărtășirea unor informații. Iar, după cum știm, informația este partea cea mai slabă. Nu este ceva de forță în actul vieții. Cu toate acestea, sper ca inclusiv întâlnirea în acest format online, condiționat de ceea ce trăim astăzi și ajungem, iată, să comunicăm tot mai mult în astfel de medii și, în general, existența să fie transferată tot mai mult în astfel de medii. Cu toată sinceritatea, o să încerc să împărtășesc câteva gânduri legate de tema propusă și cu această speranță de a nu rămâne doar la simple informații pe cât posibil, de a încerca să ne angajăm prin viață pe măsura înțelegerii unor lucruri, care vizează inclusiv tema din seara aceasta, o temă, cred, de actualitate, curajul de a fi liber în societatea de astăzi. Și am introdus și acest cuvânt despre curaj, curajul de a fi liber, pentru că mai ales în societatea de astăzi, și aș spune că mereu a fost până la urmă așa, dar poate mai ales astăzi, e nevoie de mult curaj pentru a ne angaja în ceea ce înseamnă trăirea unei libertăți autentice. Nu a fost ușor nici în alte vremuri, pentru că, din păcate, în condiția noastră căzută, în general, mulți dintre noi preferăm anumite forme de sclavie, chiar dacă nu conștientizăm explicit lucrul acesta. Preferăm formulele securizante, formulele sigure, care să estompeze cumva riscul libertății asumat clipă de clipă. Libertatea autentică presupune în mod real un curaj. Și o să vorbim despre aceste lucruri. Înainte de a prezenta structura prelegerii pe care am pregătit-o pentru această seară și o să încerc să prezint câteva repere într-o formă concentrată pentru a avea timp pentru discuții, m-aș bucura să fie cât mai interactivă întâlnirea din această seară. Aș vrea și eu doar foarte pe scurt să mărturisesc despre deschiderea mea foarte sinceră și aprecierea sinceră cu privire la misiunea făcută de Episcopia Ortodoxă Română în Italia, de felul în care Preasfințitul Părinte Siluan, secundat de Preasfințitul Părinte Atanasie, de dumneavoastră ca preoți slujitori acolo și de toți credincioșii ortodoxi români din Italia, dați mărturie despre un anumit etos și felul în care, pot să spun, din ceea ce am trăit și în ceea ce mă privește personal, fiind în mai multe comunități românești din Italia, am simțit felul în care biserica îi adună pe oameni, ajutându-i să se conecteze cu rădăcinile lor profunde și totodată să fie un sprijin pentru foarte mulți oameni care au plecat din țară din anumite motive economice, unii dintre ei poate confruntându-se cu mari lipsuri și mergând acolo pentru a câștiga ceva pentru cei rămași în țară, oameni însingurați, oameni în suferință, mulți dintre ei, oameni înstrăinați, felul în care biserica devine un acoperământ efectiv pentru acești oameni. Și m-a impresionat maniera în care slujitorii
bisericii, slujitorii Sfintelor Altare, în fruntea cu Preasfinții Părinți, cu Preasfințul Părinte Siluan și cu Preasfințitul Părinte Atanasie, se dăruiesc într-un mod autentic, dincolo de ceea ce înseamnă o autoritate de tip instituțional. Puterea aceasta de a împărtăși Duhul autentic al bisericii în comunitatea vie, în relațiile de viață, în experiențele nemijlocite trăite, în legăturile cu oamenii, capacitatea de a asuma pe oameni, fiecare în condiția în care se află, reprezintă într-adevăr vocația bisericii și am trăit momente de mare întărire duhovnicească, venind din țară unde de multe ori, din păcate, există riscul unei anumite autosuficiențe și iată că prin îngăduința lui Dumnezeu, ajungând în străinătate, să descoperim acolo, poate, ceea ce ține de frumusețea și profunzimea credinței înaintașilor noștri. Și sincer mărturisesc această apreciere față de slujirea pe care o faceți în Italia, inclusiv în aceste vremuri de încercare, prin legăturile pe care le am, vorbind cu mai mulți preoți și credincioși din Italia, am observat la modul foarte concret cum slujitorii bisericii sunt aproape de credincioși și reușesc, în ciuda acestor greutăți, iată, în care legăturile dintre noi sunt foarte încercate, se reușește o stare de spirit în care oamenii să nu se simtă cu adevărat părăsiți, izolați, însingurați. Să poată fi trăită taina comuniunii și împărtășirii cu Hristos cel viu, cu Dumnezeu cel viu, inclusiv în aceste condiții de locușoare cu care ne confruntăm. Și până la urmă, cred că rostul oricărei întâlniri făcute în Duhul Bisericii este, și m-aș bucura inclusiv în seara aceasta să discutăm foarte deschis, astfel încât rostul unei întâlniri motivate de angajarea în viața bisericii, de ceea ce înseamnă asumarea unei conștiințe eclesiale, să nu rămână doar, știu eu, într-un plan intelectual în care încercăm să răspundem unor curiozități, să zic, de tip intelectualist, ci realmente să ne ajutăm unii pe alții să înțelegem realitățile cu care ne confruntăm, să deslușim cumva voia lui Dumnezeu prin semnele vremurilor pe care le trăim, astfel încât să ne angajăm, nu doar să analizăm și să facem diferite evaluări, ci realmente să ne angajăm pe măsura înțelegerii într-un anumit mod de a fi în fidelitate cu Duhul Evangheliei și al tradiției părinților biserici. Legat de tema din această seară, am structurat prelegerea pe care vreau să o prezint în trei părți și în fiecare parte, pur și simplu, o să ating câteva repere, o să evidențiez câteva repere, astfel încât să putem după aceea discuta, plecând de la ceea ce prezint. Și prelegerea aș vrea să fie doar suportul pentru o bază de discuții cât mai sincere, cât mai deschise, în așa fel încât să ne folosim cu toții din întâlnirea din seara aceasta. În prima parte o să evidențiez câteva lucruri cu privire la deturnarea libertății în contextul ideologic de astăzi. Să vedem felul în care ideologiile de astăzi
deturnează semnificația profundă a libertății. Apoi, într-o a doua parte, o să arăt legătura dintre adevăr și libertate, pentru că o să vedem curajul de a trăi libertate presupune curajul de a vedea adevărul, de a ne angaja într-un adevăr, într-o trăire a adevărului, pe de o parte, iar pe de altă parte, de a trăi în Duhul adevărului. Deci o viață în Duh și în adevăr. Doar o viață în Duh și adevăr ne dă coordonatele libertății autentice. Și o să plec în această a doua parte, motoul acestei părți, o să fie constituit chiar din cuvintele Mântuitorului: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Cuvinte exprimate, cuprinse în Evanghelia Sfântului Evanghelist și Apostol Ioan, capitolul 8, versetul 32. Deci plecând de la aceste cuvinte, o să vedem cum anume, doar pe măsură ce cunoaștem adevărul, putem să ne angajăm într-o libertate autentică. Și în ultima parte, legată, deci viața într-o adevăr, ceea ce înseamnă o viață în Duh, în Duhul adevărului, în Duhul Sfânt, o să folosesc tot ca un cadru generic, cuvinte, tot cuvinte scripturistice, de data aceasta cuvintele Sfântului Apostol Pavel, exprimate în Epistola către Corinteni, în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetul 17, unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea. Deci libertatea este acolo unde este Duhul lui Dumnezeu. Deci, iată, o viață închinată în Duh și în adevăr, pentru că Mântuitorul îi spune femeii samarinene, iată, deci vor veni vremurile, va veni vremea când vă veți închina în Duh și în adevăr, când suntem chemați și noi cei care astăzi suntem tentați sub influența Duhului Lumii, infiltrat inclusiv în viața bisericii, să acordăm o atenție sporită unor forme, unor convenționalisme date de o atitudine de tip legalist, uitând cumva această chemare de a trăi o viață închinată în Duh și în adevăr, care depășește cumva formalismul, tiparele date de ceea ce presupune o încredere în formule, oricât de securizante ar fi formulele. Mă refer acum, repet, inclusiv pentru noi, cei care invocăm realitatea credinței, pentru cei care credem că ne împărtășim de credința cea vie în viața bisericii. Și cele două părți, partea a doua și partea a treia, aș vrea să subliniez câteva repere care să ne ajute în angajarea într-un anumit mod de a fi, prin care să ne împărtășim de libertatea autentică, de a depăși surogatele de libertate care ne sunt propuse, de a depăși aparența unei libertăți care ne e dată sau ne e prezentată ca libertate, în timp ce este de fapt o robie și o robie foarte, foarte adâncă. Revenind acum la prima parte, felul în care libertatea este deturnată în contextul ideologic al lumii în care trăim, al societății de astăzi. Aș vrea să precizez încă dintr-un început că trăim într-o societate care se confruntă cu multiple tendințe ideologice. Fie că vorbim de nihilism, de consumerism, individualism, hedonism, toate acestea și altele sunt integrate, de fapt, într-un sistem care organizează foarte riguros Duhul Lumii și care afectează grav perceperea și trăirea libertății. Pentru că
Este cultivat o mentalitate conform căreia a fi liber înseamnă a face ce dorești. A fi liber înseamnă, de fapt, a fi liber pentru patim, pentru exersarea patimilor, pentru păcat, pentru ceea ce înseamnă asumarea unei logici a autonomiei, care este logica păcatului. În momentul în care relaționăm libertatea cu această logică a autonomiei, ne înstrăinăm de miezul profund al libertății. Și chiar dacă în aparență noi credem că suntem liberi și că avem foarte multe posibilități de exprimare a propriei libertăți, de fapt devenim sclavii propriilor patimi, propriilor porniri pătimașe. Și societatea în care trăim este una în care este încurajată această interconectare a patimilor, organizarea foarte riguroasă a patimilor, astfel încât pare că, omenește vorbind, nu există scăpare. Și cumva se lucrează destul de fin, destul de difuz, destul de insidios. Ni se inoculează anumite nevoi artificiale sau anumite atitudini pe care noi le interiorizăm și credem că sunt ale noastre și credem că sunt propriile porniri. Slogane de genul "fii liber", "trăiește-ți clipa" și toate celelalte cu care suntem deja familiarizați prin mediile mediatice, determină inclusiv subliminal anumite atitudini de care noi nu suntem poate conștienți, dar pe care apoi le manifestăm la modul concret în intențiile noastre și în modul nostru de viață, înstrăinându-ne de ceea ce presupune adevărata libertate, autentica libertate. Libertatea veritabilă nu este un rezultat al confortului și al comodității și al realizării proprii voințe. Ori noi, de ceva timp, de câteva decenii, în ultimele decenii, am fost educați în ceea ce presupune o comoditate sufletească și materială, un confort sufletesc, în care inclusiv credința devine atul pentru dobândirea unei stări de bine, pentru dobândirea unei securități de tip sufletesc. Mă duc la biserică pentru a-mi fi bine, pentru a trăi o stare de bine, pentru a trăi un confort sufletesc, pentru a mă conforta într-un anumit fel. Înstrăinându-ne în felul acesta de logică Evangheliei, de Duhul Evangheliei, de ceea ce înseamnă împărtășirea de Hristos cel răstignit și înviat, de Duhul Crucii, structural credinței noastre. Nu putem fi liberi atâta timp cât rămânem prizonierii himerelor induse de ideologiile societății în care trăim, atâta timp cât rămânem sclavii propriilor patimi. Atâta timp, cum spunea inspirat Hurduzeu, Ovidiu Hurduzeu, suntem niște sclavi fericiți, fără de multe ori să conștientizăm condiția noastră de sclavi. Pentru că am fost învățați de-a lungul decenilor să dispunem de foarte multe bunuri, să avem foarte multe posibilități, să creștem confortul nostru înspre cele exterioare, întrucât existența noastră a devenit o predilecție spre cele exterioare, o dispersie spre cele exterioare, o alipire de cele trecătoare, o căutare a celor pământești, o țintuire în cele pământești. Și ne-am iluzionat că pe măsură ce vom dobândi tot mai multe facilități, pe măsură
ce în exteriorul nostru vom avea tot mai multe posibilități de, și materiale, și de călătorie, și de conectare, iată, și tot ceea ce înseamnă, până la urmă, posibilitățile de tip exterior oferite de lumea de astăzi. Repet, o lume în care, mai ales prin mediile tehnologice actuale, există capacitatea organizării foarte riguroase a Duhului Lumii. Organizare absolut implacabilă. Și atunci ne-am amăgit cu fel de fel de himere, cu fel de fel de iluzii. Ne-am hrănit iluziile. Și inclusiv libertatea a fost înțeleasă în această cheie foarte amăgitoare. Cea a exteriorității. Am crezut, bunăoară, în ce mă privește, fac parte dintr-o generație, cum spunea Părintele Constantin, născut în 71, am fost crescut, am fost educat înainte de 89, și în timpul regimului comunist, cu restricțiile specifice acelui regim totalitar. Și după 90, în societatea de consum care s-a dezvoltat ulterior, am crezut că vom deveni cu adevărat liberi, dar am absolutizat căutările acestea cumva înspre partea exterioară. Tinerii de atunci și în ce mă privește, mi-aduc aminte, în decembrie 89 eram la liceu, în ultima clasă de liceu, între a 12-a, cu colegi și mulți tineri atunci, adolescenți, chiar adolescenți, nu doar tineri, adolescenți, de 16-18 ani, unii dintre ei care au murit. Dar au scandat atunci și a fost ceva teribil. Vom muri și vom fi liberi. Cu sinceritate. Chiar dacă sinceritatea lor a fost dezamăgită ulterior și instrumentalizată, dar a fost o sinceritate a celor adolescenți de atunci, a celor tineri, care au avut curajul real de a prefera moartea în locul unei existențe mutilate de ceea ce presupune un anumit tip de ideologie, o încorsetare de tip ideologic. Au preferat, vedeți, asta este cu adevărat tulburător, mai ales la o anumită vârstă, să ai conștiința de a trăi, de a prefera o libertate plătită cu prețul vieții. Înclin să cred că, din păcate, au fost înșelate multe așteptări atunci, inclusiv ale adolescenților și ale tinerilor de atunci. Și cu toate că s-au făcut mult, evident, s-au făcut foarte multe lucruri în planul acesta exterior de care vă spuneam, nu știu în ce măsură focalizarea pe înțelegerea libertății în cheia drepturilor, de a avea cât mai multe drepturi și cât mai multe facilități, această focalizare ne-a înstrăinat cumva de ceea ce înseamnă semnificația profundă a libertății. Am ajuns să revendicăm foarte multe drepturi, să înțelegem libertatea în termeni de drepturi, în termeni de revendicări, să credem că ni se cuvine totul sau oricum foarte mult, fără să oferim la rândul nostru ceva. Și încetul cu încetul ne-am înstrăinat de ceea ce înseamnă un anumit duh de jertfelnicie, o anumită putere de a ne jertfi,
pentru alții. Și libertatea autentică nu poate fi trăită, cred, decât în stare de jertfă, nu în stare de confort și de comoditate. Denis de Rougemont, un autor elvețian, are o lucrare pe care vă recomand, scrisă pe înțelesul publicului larg, Partea diavolului, publicată și în limba română, a fost tradusă la editura Anastasia și are un subcapitol intitulat Demonul libertății. Și el surprinde foarte bine acolo ceea ce vă spun acum, ceea ce am evidențiat și anterior, această libertate înțeleasă în cheia drepturilor, disociată de responsabilitate, pe de o parte, și pe de altă parte, ca un rezultat al unor revendicări. Și spune Denis de Rougemont, mă rog, plecând de la ceea ce înseamnă, iată, această camuflare a demonului, inclusiv prin acest surogat al libertății. O libertate înțeleasă doar ca drepturi, fără niciun fel de condiții, fără niciun fel de responsabilitate, mai mult o libertate decuplată de țeluri înalte, de idealuri înalte. Și spunea Denis de Rougemont, fiți liberi, fără condiții, crezând în nimic, fără țeluri, făcând ceea ce vă place și așa o să ajungeți, de fapt, să aproape sigur să faceți ceea ce îi place diavolului, nu doar ceea ce vă place vouă. Și spune el că nu aceasta este adevărata libertate și spune că pentru a găsi calea spre libertatea autentică, el îndeamnă la identificarea și la trăirea vocației specifice a fiecăruia dintre noi, date de Dumnezeu. Și în măsura în care ne asumăm această vocație, ne putem angaja pe calea libertății autentice. Și legat de revendicare, este important să înțelegem, mai ales că trăim într-o societate, repet, a revendicărilor. Imediat suntem foarte nemulțumiți și ne revendicăm propriile drepturi. E bine să înțelegem și puncta și Denis de Rougemont, că cel care revendică libertatea într-un mod imperativ și într-un mod insistent, nu este cu adevărat liber. Foarte important să reținem acest lucru. Atunci când ne angajăm constant, să zic, într-un demers din acesta foarte militant și ne revendicăm propriile drepturi, de fapt, această atitudine arată înstrăinarea noastră față de ceea ce înseamnă miezul profund al libertății. Un om cu adevărat liber nu trebuie să participe neapărat la tot felul de proteste sau să se angajeze în tot felul de demersuri din acestea foarte activiste pentru a-și dobândi libertatea. Pentru că libertatea profundă presupune o lăuntricitate, nu ceva care are de-a face cu exteriorul. Aceste manifestări în plan exterior reprezintă doar o mică parte a libertății. Așa cum dintr-un iceberg, ceea ce se vede reprezintă foarte puțin și nu exprimă identitatea profundă a icebergului, ceea ce nu se vede, dar care dă consistență icebergului, la fel și aici. Partea care se vede, toate aceste facilități pe orizontală existenței, reprezintă o manifestare insignifiantă a libertății, nu identitatea profundă a libertății. Și
Nu vreau să mă lungesc mai mult aici, pentru că ar fi de discutat. Repet, m-aș bucura să avem timp și, pentru discuții, pentru dezbateri. Dar aș vrea să plec chiar de la exemplul Mântuitorului, să vedem ce fel de libertate ne-a oferit Hristos însuși, Hristos Domnul, Mântuitorul nostru. Ne-a oferit El facilități? Ne-a făcut El promisiuni pe această linie a facilităților în plan exterior? Ne-a spus El că o să fie comod, că o să ne fie ușor și că o să... O să trăim, să spun, foarte conectați de ceea ce înseamnă aceste facilități în plan exterior. Mântuitorul, dacă ne uităm la viața Mântuitorului, dacă citim cu atenție Evanghelia, o să vedem că nu a fost preocupat în mod profund de ceea ce înseamnă o reformă de tip economic, social, politic. Nu a fost interesat să dărâme un regim politic, să producă o eliberare de tip istoric, deși aspirațiile istorice erau foarte mari și contemporanii lui, mulți dintre ei, s-au amăgit crezând că Mesia pe care l-a așteptau e cel care îi va elibera de sub jugul roman, va reda strălucirea regatului Davidic și au crezut mulți că Mântuitorul poate fi o variantă istorică în contextul de atunci. Și i-a dezamăgit Mântuitorul în acest sens. Pentru că, iată, Mântuitorul nu a fost preocupat de zona aceasta de putere de tip lumesc. El și în fața puternicilor lumii nu a căutat să se justifice. A tăcut și în fața lui Irod și în fața lui Pilat. Sau lui Pilat îi spune, atunci când Pilat îi accentuează faptul că el este prezentatul autorității și care putere asupra lui. Și îi spune, nu ai avea nicio putere dacă nu ți este dată de sus, dacă nu este îngăduită. Crezi că nu aș putea să chem armate dacă împărăția mea este din această lume? Nu aș putea să chem armate de îngeri pentru a împiedica ceea ce în ochii oamenilor în plan istoric pare un eșec? Iată lecția dată de Mântuitorul însuși, care ne orientează către o putere nevăzută. Nu către ceea ce este văzut. Împărăția lui Dumnezeu, care nevăzută fiind, poate fi pregustată încă de aici și acum, așa cum este condiția bisericii, de a fi în lume, dar nu din această lume. Și Mântuitorul ne pune în evidență o libertate care nu este din această lume, care poate fi trăită în această lume, dar ea nu este din această lume. Libertatea profundă, libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, de care vorbește Sfântul Apostol Pavel, ea poate fi împărtășită, pregustată în această lume, dar nu este din această lume. Este darul lui Dumnezeu, dincolo de curajul nostru de a ne angaja pe calea adevărului și a vieții. Și pentru a ne putea împărtăși de ceea ce înseamnă acest tip de libertate, această realitate dumnezeiască a libertății, este determinant să asumăm Duhul Crucii, avându-L ca exemplul pe Hristos însuși. Pentru că libertatea trăită ca om de Fiul lui Dumnezeu este împlinită pe cruce. Atunci când Mântuitorul este pe cruce și când lumea nu acceptă un Dumnezeu răstignit,
un Dumnezeu pe cruci. Pare un scandal, un eșec total, absolut total, din punct de vedere al așteptărilor omenești. Un Dumnezeu răstignit între tâlhari nu poate fi primit de logica firească a lui. Și acolo este paradoxul libertății. Pentru că neascultarea lui Adam, prin libertatea dată de Dumnezeu, și Adam, prin această libertate, pentru că Dumnezeu atâtă demnitate ne-a dat, atât de mult ne prețuiește și atât de mult ne-a înălțat în demnitate, încât ne oferă posibilitatea de a-L refuza, de a-L respinge, de a nu-L asculta pe El, Creatorul nostru și al lumii. Și neascultarea lui Adam și păcatul lumii, toate acestea sunt răscumpărate de Cel fără de păcat, pe cruce. Și restabilește Mântuitorul libertatea din forma ei căzută, pentru a ne deschide din nou și spre orizontul libertății autentice, a libertății dumnezeiești, și El, Dumnezeu fiind, o împlinește ca om. Fiul al lui Dumnezeu, făcându-se fiul al omului, ca om trăiește această libertate dumnezeiască, până la capăt, împlinind voia lui Dumnezeu ca om. Și ne arată calea autenticei libertăți, când voia omului devine una cu voia lui Dumnezeu. Această ascultare până la capăt, acest model de ascultare, o ascultare dumnezeiască, trăită până la capăt, bând paharul până la capăt al suferinței. Mântuitorul, astfel, ni se oferă calea, cumva, accesibilă fiecăruia dintre noi, care ne dorim sincer să-L urmăm pe Hristos, să putem pregusta câte ceva din taina libertății dumnezeiești, prin cruce. Atunci când, vedeți, e tulburător faptul, spuneam de curând acest lucru, dar am reflectat asupra acestei situații tulburătoare, cum slujitorii profesioniști ai celor sfinte de atunci, arhierei, cărturarii, farisei, teologii profesioniști, cum am spus, într-un simpozion ieri la Cluj, nu-L recunosc ca Mesia, nu-L recunosc pe Mântuitorul ca fiind Dumnezeu, mai mult decât atât, îl condamnă la moarte. Iar Pilat este cel care, mă rog, deși a încercat într-un anumit fel să depășească situația care se confrunta, nu a avut ce să facă și la rândul său îl condamnă la moarte. Și rămâne tulburător cum legea dumnezeiască este folosită pentru ca Dumnezeu însuși, Dumnezeul acelei legi, să fie pironit pe cruce. Și la fel puternicii lumii nu-L recunosc pe Mântuitorul și o bună parte din popor strigă și poporul: răstignește-L, răstignește-L. Și în fața crucii, mulți îi cer să se dea jos de pe cruce. Și mai tulburător, cum îl recunoaște pe cruce, atenție, pe cruce, un tâlhar, tâlharul de-a dreapta. Deci un tâlhar îl recunoaște. De ce îl recunoaște tâlharul? Tâlharul de-a dreapta îl recunoaște pe Mântuitor. Prin defăimarea de sine, prin pocăință. A avut un dram de pocăință și îi spune celuilalt tâlhar, care întărea și el corul batjocurilor și a insultelor la adresa Mântuitorului.
și îi spune: de ce vorbești așa? Pentru că se cuvine să fim condamnați noi pentru fără de legile pe care le-am făcut. Și se defaimă pe sine, cumva, o sândire de sine de care vorbesc Sfinții Părinții ai Bisericii. Dar acesta este nevinovat. Deci, iată, atunci când tâlharul nu se justifică, nu-și justifică, putea și el să spună: am cine știe ce traume am trăit, în ce condiții am fost nevoit să fur, să fac tot felul de fără de legi pentru a supraviețui. Nu se justifică. El spune: da, am greșit. Am greșit. Și merit să fiu condamnat. Dar acesta este nevinovat. Și cu această atitudine, iată, el îl recunoaște și cere Mântuitorului să-l primească în împărăția lui, acea împărăție care era batjocorită de toți ceilalți, sau aproape toți. Și tâlharul intră în rai, este primul care intră. Înaintea unora care în mod normal ar fi fost îndreptățiți. Este un exemplu, nu vreau, evident, să mă focalizez pe o critică a contemporanilor de atunci, a Mântuitorului. Este un avertisment pentru noi cei de astăzi și mai ales pentru cei din interiorul bisericii, acelor care credem de multe ori slujitori ai bisericii, că suntem foarte îndreptățiți în ceea ce înseamnă o anumită înțelegere a credinței. Când riscăm, poate, printr-o anumită atitudine de autosuficiență, lipsiți fiind de ceea ce înseamnă conștiința unei pocăințe autentice, să fim foarte înstrăinați de Duhul Evangheliei. Sfântul Ignatie Briancenu subliniază foarte mult acest lucru. Și vedeți cât de importantă este această vedere a propriilor păcate pentru a-L vedea pe Dumnezeu. Cel care își vede propriile păcate, îl vede pe Dumnezeu. Tâlharul și-a văzut propriile păcate și le-a asumat și în felul acesta l-a recunoscut pe Dumnezeu, l-a văzut pe Dumnezeu. Este linia pe care o sublinează Sfântul Isaac Sirul, care spune: cel care își vede propriile păcate este mai mare decât cel care a înviat pe cineva din morți. Am subliniat aceste lucruri pentru că fără Duhul Crucii, fără a asuma Duhul Crucii, nu putem să înviem. Nu există înviere fără cruci. Iar taina creștinismului este taina morții și a învierii. Murim față de Duhul Lumii pentru a învia în Duhul lui Dumnezeu într-o existență înnoită, purificată. Aceasta este taina credinței noastre. Și vedeți, libertatea aceasta nu este ușor de trăit. Vorbim despre ea. Nu e ușor, nu e deloc facil să ne împărtășim, să asumăm crucea, să ne ducem crucea, să ne purtăm crucea. Dar Mântuitorul ne arată și pe linia lui, Sfinții Apostoli, martirii, ucenicii, cuvioșii, toți cei care s-au nevoit pe această cale, au asumat linia Mântuitorului. Și Mântuitorul, inclusiv, dacă vă aduceți aminte, în discuția cu Sfântul Apostol Petru, elocventă pentru acest aspect, este foarte tranșant. Când vin apostolii, se întorc, au fost trimiși de Mântuitorul, se întorc și îi întreabă Mântuitorul cine spun oamenii că sunt, și, mă rog, fiecare dă o anumită mărturie și întreabă Mântuitorul direct: și voi, cine ziceți că sunt? Și răspunde Sfântul Apostol Petru: tu ești Fiul lui Dumnezeu, celui adevărat. Și îi spune Mântuitorul: fericit ești tu, Petru, că nu sânge și trup ți-au descoperit, Tatăl, cel din cerul, cel de sus, s-a descoperit. Și după aceea, la puțin timp, când după ce Mântuitorul le vorbește despre faptul că urma să fie dat morții,
să pătimească, să moară, dar și să învie, Sfântul Apostol Petru omenește că rămâne în logica aceasta omenească și spune: Doamne, milostivi-ți ție, să nu ți se întâmple ție unele ca acestea. Milostivi-ți ție, adică menajează-te cumva și să nu ți se întâmple ție. Și Mântuitorul spune: înapoi a mea, Satan, foarte dur, foarte tranșant. Pentru că atunci când refuzăm Duhul Crucii, taina Crucii, de fapt refuzăm învierea și intrăm sub amăgirea celui rău. Închei cu concluzie, cu o primă concluzie, această parte a prelegerii, spunând că pentru a ne împărtăși de libertatea dumnezeiască, cea arătată de Mântuitorul însuși, este esențial să înviem la un nou mod de a fi, și acest lucru este posibil doar asumându-ne crucea, așa cum a făcut-o Mântuitorul, așa cum au făcut-o cei care l-au urmat. Acum, foarte pe scurt, pentru că văd că totuși m-am întins destul de mult la prima parte, dar implicit am făcut și anumite considerații teologice pe care aș fi vrut să le dezvolt, mai ales în următoarele două părți. Acum, foarte pe scurt, în câteva minute, câte 5-6 minute, ca să termin în 10-15 minute, maxim un sfert de oră, cred că am început pe la și un sfert, astfel încât să nu depășesc o oră ca timp prelegerea și după aceea să discutăm. Deci aș vrea să mă încadrez într-un sfert de oră, deci o să fiu mai concentrat, pentru că deja am atins și anumite aspecte teologice. O să prezint câteva repere legat de ceea ce înseamnă legătura dintre adevăr și libertate. Faptul că pentru a fi liberi trebuie mai întâi să vedem adevărul și să ne împărtășim de adevăr, să trăim într-un adevăr. Viața într-un adevăr este cea care ne dă o viață împărtășită în libertate. Și am zis, am plecat chiar de la cuvintele Mântuitorului: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Adevărul spulberă iluziile și amăgirile. Hristos însuși, adevărul lumii și al fiecăruia dintre noi, El este calea, adevărul și viața. El, ca persoană concretă, Fiul lui Dumnezeu din veșnicie, se face Fiul al omului și în felul acesta, adevărul se întrupează. Adevărul veșnic se întrupează concret în istoric, în istorie, și totodată se descoperă pe sine acest adevăr ca fiind cale și viață, calea care ne angajează într-o anumită viață, într-un anumit mod de a fi. Deci iată, vedem relaționarea adevărului cu viața. Și prin faptul că adevărul se dezvăluie în viață, în viața autentică, viața veșnică pregustată încă în viața de aici, depășim riscul ideologiilor, pentru că o ideologie ne înstrăinează de viață. O ideologie presupune un discurs persuasiv care ne pune în față tot felul de scheme, tot felul de tipare. Viața nu poate fi epuizată în definiții, în formule. La fel, adevărul nu se epuizează într-un discurs. Adevărul este mai mult decât un discurs. Adevărul este transcendent unui discurs. Niciodată adevărul și adevărul unei persoane, nu vorbesc acum doar de adevărul absolut, de adevărul Hristos. Adevărul propriei persoane sau unei persoane nu poate fi epuizat prin actele persoanei, prin gesturile persoanei, prin cuvintele sau prin gândurile persoanei. E mult mai mult persoană. Cum și viața înseamnă mult mai mult decât ceea ce înseamnă descrierea a ei. Oricât de minuțioasă ar fi această descriere.
Mântuitorul însuși spune în fața lui Pilat, atunci când Pilat rezumă cumva căutarea omenirii în ceea ce privește adevărul, întreabă ce este adevărul, înainte spune Mântuitorul, eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr, să mărturisesc adevărul. Și după aceea, Mântuitorul sugestiv tace când Pilat întreabă ce este adevărul. O tăcere sugestivă. Pe de o parte, el nu se justifică în fața puterii lui Dumnezeu, cum spuneam, în fața lui Pilat, dar pe de altă parte, cred că este sugestivă tocmai pentru a indica acest fapt, că adevărul este dincolo de ceea ce înseamnă un discurs. Oricât ar fi încercat, s-ar fi încercat o explicitare a adevărului, nu poate epuiza un discurs realitatea adevărului. Și în felul acesta, cred că este important să înțelegem că libertatea trăită prin cunoașterea adevărului depășește cumva o înțelegere bazată doar pe concepte, bazată doar pe principii, bazată doar pe anumite criterii. Realitatea libertății e mult mai tare decât ceea ce înseamnă un discurs despre libertate. Oricât de performant ar fi discursul respectiv, oricât de fundamentat ar fi discursul respectiv. Și observați cum în contextul ideologic de astăzi este tot mai dificil să ne împărtășim de libertatea autentică, întrucât ne este tot mai greu în mentalitatea lumii de astăzi să ne angajăm în vederea și trăirea adevărului. Niciodată nu a fost ușor să trăiești în proximitatea adevărului. Puțin sunt cei care se încumetă să vadă adevărul până la capăt. Cei mai mulți dintre noi preferăm să ne mințim cumva într-un mod frumos, să ne complacem într-o anumită amăgire, într-o situație de genul acesta, care amăgire este mult mai confortabil decât adevărul direct. Nu odată ajungem în asemenea situații. Tocmai de aceea, cum vă spuneam, nu e ușor deloc să fii liber în mod autentic. Preferăm un anumit tip de sclavie, un anumit tip de robie, dar care ne dă o siguranță. Așa cum și evreii în Egipt regretau în pustiu căldările Egiptului. Era mai confortabilă existența, mai sigură. Era o siguranță acolo. Era robie, dar totuși compensatoriu se oferea ceva care cumva putea să justifice robia respectivă. Și așa s-a întâmplat mereu. Așa se întâmplă și astăzi, doar că formele de sclavie sunt diferite. Să reținem doar că atâta timp cât nu ne angajăm în singurul război care contează, cel cu propriile patimi, nu avem cum să dobândim libertatea autentică. Și tocmai această moleșeală, această alienare pe care o trăim în lumea de astăzi, dată de divertisment, de confort și de alte realități cu care ne confruntăm, toate acestea amorțesc cumva conștiința noastră și orientarea înspre adevărul profund al lucrurilor. Și preferăm să ne mințim unii și pe noi înșine și pe alții. Și să nu ne angajăm pe calea deloc ușoară a împărtășirii adevărului. Astăzi adevărul este ocolit, contestat, dar mai ales trivializat. Este dus în derizoriu. Forma cea mai eficientă de denaturare a adevărului și deopotriva libertății astăzi ține de trivializare, de a transforma în derizoriu realitățile cele mai înalte, cele mai sfinte. Adevărul cel mai sfânt este trivializat, dus în derizoriu. Nu neapărat
contestat explicit, atacat. Atunci poate ar fi mult mai ușor când ceea ce avem mai sfânt poate să ne fie atacat foarte direct. Trezește noi poate o anumită atitudine, o anumită luciditate care să ne conducă poate la o anumită trezvie. Dar această trivializare, această transformare în derizoriu a tot ceea ce avem mai sfânt, fie credință în Dumnezeu, fie familie, fie demnitate umană, rădăcini istorice și așa mai departe, toate acestea cumva duse în derizoriu. Astfel, și libertatea noastră devine ceva derizoriu, ceva trivializat. Și mai ales în aceste condiții se impune, cred, dobândirea unei așezări sufletești care să fie întemeiată din nou pe ceea ce ține de un spirit de sacrificiu, pe o stare de jertfă. Pentru că dacă în stare de jertfă este trăită libertatea, adevărul, la fel, în stare de jertfă, este văzut și trăit. Adevărul nu poate fi trăit într-o neutralitate, ci în stare de jertfă. Nu există neutralitate atunci când mărturisim adevărul. Mărturisirea adevărului depășește echilibristica unei diplomații în care căutăm un compromis convenabil pe care să ne-l justificăm în fața propriei conștiințe și în fața lumii. Totodată, mărturisirea adevărului înseamnă depășirea în încrederea, depășirea încrederii în propriile puteri. Doar o minte care face exercițiu propriei răstigniri este deschisă spre adevăr. Doar, cum spunea Părintele Steniloae, doar cineva care face un exercițiu îndelungat în sacrificarea propriului punct de vedere, cel care se biruiește pe sine și își biruiește orgoliu și egoismul de a-și impune punctul de vedere asupra interlocutorului, cel care face acest exercițiu îndelungat, poate să fie deschis înspre adevăr și înspre mărturisirea adevărului. Pentru că mărturisirea adevărului trebuie făcută în Duhul adevărului, care este Duhul lui Dumnezeu. Și pentru asta e nevoie de o inimă zmerită și de Duh de pocăință. Întrucât mărturisirea nu înseamnă afirmarea sinelui. Noi nu odată poate suntem tentați să credem că mărturisindu-L pe Dumnezeu, știu eu cine știe ce act curajos facem, când adesea această mărturisire de fapt este doar un pretext pentru afirmare proprie, pentru dobândirea unei notorietăți, înstrăinându-ne astfel de Duhul adevărului și implicit de ceea ce înseamnă libertatea trăită într-un adevăr. Rămânem prizonierii propriului orgoliu, propriei închipuiri de sine. Și ne cultivăm această închipuire de sine, căutând confirmare din partea lumii, căutând o bună imagine în fața lumii. Adevărul răstignit, Iisus Hristos, a avut o imagine praf și pulber în fața lumii. El nu a căutat niciun fel de imagine. Nu a căutat aplauzele publicului, nu a căutat să fie confirmat. Adesea noi astăzi, fără să conștientizăm poate, devenim prizonierii like-urilor, vizualizărilor, cuantificărilor de tot felul a unei imagini din partea lumii și înstrăinându-ne astfel de ceea ce înseamnă logica Duhului mărturisirii, structurată această logică în Duhul Evangheliei. Nu putem fi liberi dacă vom încerca să căutăm să fim și pe placul lui Dumnezeu și pe placul lumii.
Nu puteți sluji la doi stăpâni, o spune Mântuitorul clar. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamon. Sau îl veți iubi pe unul și îl veți iubi pe celălalt. Sau invers. Să nu ne înșelăm, să nu ne amăgim crezând că vom dobândi libertatea profundă în același timp încercând să, să facem o conciliere între Duhul lui Dumnezeu și Duhul lumii. Evident, nu trebuie să fim ostentativi și nu trebuie să căutăm într-un mod din acesta spectaculos de a dezvolta artificial fel de fel de opoziții. Dar totodată este esențial să încercăm să depășim Duhul lumii pentru a putea împărtăși, a putea să ne împărtășim de adevăr dumnezeesc și în felul acesta să dobândim libertatea autentică. Și foarte pe scurt, acum, în ultima parte, în câteva cuvinte, pentru că deja am făcut legătura, am făcut trecerea, atunci când am spus de mărturisirea adevărului în Duhul adevărului, adică în Duhul lui Dumnezeu, trecem la ceea ce înseamnă relaționarea libertății cu Duhul lui Dumnezeu. Și cum spuneam deja, tot ca o trecere, că libertatea o trăim autentic atunci când depășim Duhul lumii pentru a rămâne consecvenți cu Duhul lui Dumnezeu. Și în felul acesta putem să răspundem cumva chemării făcute de Sfântul Apostol Pavel, care în mod constant arăta că acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Tot el vorbește de libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu. Tot el este cel care în Epistola către Galateni spune nimeni nu poate să spună despre Iisus că este Domn decât în Duhul Sfânt. Deci iată mărturisirea lui Hristos ca Dumnezeu este posibilă doar în Duhul lui Dumnezeu, în Duhul Sfânt, pentru că este Duhul adevărului. În rugăciunea Împărate Ceresc, rugăciunea dedicată Duhului Sfânt, îl numim pe Duhul Sfânt și îl invocăm ca Duh al adevărului, pentru că prin Duhul lui Dumnezeu, prin acest ajutor de sus, îl mărturisim pe Hristos ca Dumnezeu. Mântuitorul însuși, în cuvântarea sa de despărțire, adresată ucenicilor săi, dacă citiți cu atenție capitolele 14, 15 și 16 din Evanghelia Sfântului Ioan, o să vedeți acolo mai multe referințe, Mântuitorul spune explicit, le promite ucenicilor, le spune despre venirea Duhului Sfânt, pogorea Duhului Sfânt și spune, va veni acela Duhul adevărului, care va spune mai multe despre mine și veți înțelege atunci mai multe. Și nu va vorbi la sine, pentru că și Mântuitorul nu de la el a vorbit, în mod constant a arătat că el împlinește voia Tatălui. La fel, Duhul Sfânt nu se afirmă pe sine, ci în Duhul Sfânt îl mărturisim pe Hristos ca adevăr. Și iată, în felul acesta, libertatea devine o realitate care este trăită în Duhul lui Dumnezeu, o experiență împărtășită în comunitatea euharistică, în comunitatea eclesială, în viața bisericii. Pentru că trăim libertatea într-un adevăr, dar adevărul întrupat se extinde și trupul tainic al adevărului este biserica. Trupul tainic al lui Hristos, al Fiului Dumnezeu cel întrupat, trupul tainic al adevărului este biserica și în biserică suntem chemați să ne împărtășim de libertatea trăită în Duh, să ajungem să dobândim acea închinare în Duh și adevăr de care vorbea Mântuitorul, în viața bisericii, în experiența nemijlocită a bisericii, numită tot de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Timotei, prima epistolă, capitolul 3, versetul 15, stâlp și temelia adevărului, biserica. Deci, iată, trupul
tainic al adevărului, al lui Hristos, devine stâlp și temelie adevărului. Și aici suntem chemați să trăim libertatea autentică în Duh, care este în mod fundamental o libertate duhovnicească. În libertatea în Duh, trăită în viața bisericii, depășim toate convenționalismele, toate formalismele, tot legalismul. Legea este împlinită în Hristos. Și darurile Duhului Sfânt, enumerate de Sfântul Apostol Pavel, tot în Epistola către Galateni, într-un apostol care este citit și la Sfânta Taină a Maslului, se vorbește de darurile Duhului Sfânt. Pacea, bucuria, credința, răbdarea, îndelunga răbdare. Și spune Sfântul Apostol Pavel, împotriva unora ca acestora nu este legea. Legea este o stabilă doar pentru delimitarea, doar pentru ceea ce reprezintă pornirea condiției noastre căzute spre negativ. Dar nu există o lege, nu există o stabilă pentru cultivarea virtuților, pentru viața în Duh. Aici suntem chemați să trăim o libertate în infinitul comuniunii cu Dumnezeu, a unei comuniuni veșnice, care este pregustată încă de aici, în taina vieții eclesiale, în taina vieții bisericești. Este fundamental să înțelegem că libertatea trăită în Duh și în adevăr nu este o libertate care poate fi oferită de această lume, indiferent de posibilitățile economice, sociale, politice care ne sunt furnizate de această lume. Nu aceasta este identitatea profundă a libertății, ci acea viață trăită în Duh și în adevăr. Și pentru aceasta este nevoie de multă zmerenie, de multă pocăință. Duhul lui Dumnezeu nu poate fi dobândit decât pe măsura angajării noastre într-o viață de despătimire, devenim liberi pe măsură ce depășim, ne angajăm în lupta cu propriile patimi și depășim dependențele date de patimile noastre. Și închei aici, doar aș mai spune, închei cu două poziții, una a ucenicului Sfântului Siluan, Sfântul Sofronie, canonizat, nu de mult, Sofronie Saharov, care spunea, că are valoare doar ceea ce e făcut din libertate. Depășind în felul acesta o înțelegere foarte legalistă, foarte formalistă și care adesea, din păcate, inclusiv în viața bisericii, suntem tentați de multe ori să căutăm tot niște formule securizante care sunt mult mai facile decât libertatea trăită în libertatea trăită în Duh și în adevăr. Dar spune Sfântul Sofronie și aceasta este linia cumva părinților. Doar ceea ce facem din libertate, din libertatea adâncă, aceea are consistență. Pentru că acela este un răspuns puternic în fața lui Dumnezeu. Aceea este libertatea în sens tare la care ne-a chemat Hristos. Acea libertate de care spune Sfântul Apostol Pavel și invocă și spune Sfântul Apostol Pavel, fiți tari în libertatea pe care v-a dat-o Hristos. Fiți tari în acea libertate pe care Hristos v-a dat-o. Și nu vă înjugați iară în jugul robiei. Nu vă porniți iară spre jugul robiei. Fiți tari, rămâneți tari. Să stăm tare, să stăm cu frică, cu cutremur și tare în această libertate în care Hristos însuși ne-a pus, ne-a restaurat. Și aceasta ne dă o forță autentică în gândurile noastre, în trăirile noastre, în cuvintele noastre, în gesturile noastre. Și atunci acestea dobândesc o valoare în fața lui Dumnezeu și în fața omului. Și închei cu cuvintele Sfântului Siluan Atonitul, un sfânt contemporan cu un impact mare pentru
lumea de astăzi și mai ales în Occident, el a avut un impact deosebit. La mare măsură a ajuns un sfânt mare, la mare măsură, la mari măsuri a ajuns acest om simplu, Sfântul Siluan Atonitul. Și vă recomand să citiți gândurile lui, exprimate simplu, exact în Duhul Evangheliei, inclusiv despre tema despre care am discutat în această seară, despre libertate. Și spune Sfântul Siluan, noi oamenii toți căutăm libertatea pe acest pământ și ne chinuim și o căutăm, dar puțini știu ce este libertatea și știu unde să o caut. Apropo de amăgirile de care vorbeam. Și spune Sfântul Siluan, și eu caut libertatea, și eu îmi doresc libertatea, și o caut ziua și noaptea. Și am înțeles că libertatea este un dar de la Dumnezeu, că ea este la Dumnezeu și că se dă, acest dar este dat de Dumnezeu, celor cu inimă smerită, celor care se pocăiesc și celor care și-au tăiat voia. Foarte important. Și celor care și-au tăiat voia. Unora ca acestora li se dă pacea lui Dumnezeu și libertatea de a-L iubi pe Dumnezeu. Libertatea de a-L iubi pe Dumnezeu. În această libertate de a-L iubi pe Dumnezeu, ne angajăm în ceea ce este esențial pentru viața fiecăruia dintre noi. În iubirea autentică în Duhul lui Hristos, nu în ceva dulceac, într-o iubire amăgitoare, marcată, amprentată de Duhul lui. În acea iubire în care ne putem pune sufletul pentru cel de lângă noi. Cine îl iubește pe Dumnezeu, îl iubește pe aproapele său. Și nu este nimic mai înalt în această lume, cum spune și Sfântul Siluan. Dar iată, Sfântul Siluan, și de fapt, pe linia tradiției părinților, și chiar închei cu aceasta, poate o să discutăm, pentru că e ceva absolut fundamental, poate o să discutăm despre acest aspect, plecând și de la anumite întrebări, pentru că ar fi de discutat. Sfântul Siluan, pe linia tradiției patristice, afirmă că libertatea este trăită în ascultare. Este o taină ascultării. Spre deosebire de ceea ce credem mulți noi, cei de astăzi, că a fi liber înseamnă să facem ce vrem, să ne impunem propria voie, asociem libertatea cu un liber arbitru, arată și Părintele Stănoie, liberul arbitru este o construcție la nivelul minții, este ceva artificial. Ori libertatea autentică este o realitate dată, nu construită. Și pentru a ne împărtăși de această realitate dată, trebuie, așa cum a făcut Mântuitorul, să aliniem voia noastră la voia lui Dumnezeu. Să împlinim voia lui Dumnezeu și atunci vom fi cu adevărat liberi. Dar pentru a împlini voia lui Dumnezeu, trebuie să ne angajăm, să intrăm într-o taină a ascultării. Pentru că Mântuitorul însuși, el a fost model de săvârșit al ascultării. El însuși a ascultat până la capăt. Și să reținem acest lucru. Nu există libertate fără ascultare. Libertatea se împlinește în ascultare, nu în voie proprie. Este cuvântul de forță și al acestui mare sfânt contemporan, Sfântul Siluan Atonitul, și cuvintele marilor sfinți părinți ai bisericii noastre. Îmi vine în minte unul din mari dumnezeiști părinți ai bisericii noastre care a scris mult despre acest lucru, Sfântul Maxim Mărturisitor. Dar poate o să avem ocazia în cazul întrebărilor, nu aș vrea să lungesc mai mult. Deci, deja văd că am depășit puțin cu o oră prelegerea. Îmi cer scuze, vă mulțumesc pentru atenție și sper să putem continua cu anumite intervenții, fie pentru comentarii, fie pentru întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumim, părinte profesor. Domnule profesor, iertare. Da, obișnuit, doar profesor. Da. Obișnuit cu părinte profesor în toată facultatea de teologie și apoi la toate celelalte părinte profesor. Da. Mulțumim. Vai. Sunt foarte multe întrebări. Înainte de a adresa întrebările, să știți că totuși copiii
Domnule profesor, aveți. Eu pe foarte mulți studenți am ascultat vorbind cu mult drag despre domnul profesor Adrian Lemeni. Deci cu câtă dragoste vorbesc studenții și cu cât apreciind apropierea dumneavoastră de ei și tot efortul pe care îl faceți spre a le veni în întâmpinare la tot ceea ce înseamnă problema. Bine, acum vom lua câteva întrebări. Sunt destul de multe. Aș lua o primă întrebare. E o întrebare un pic mai lungă și anume sună cam așa. Un discurs foarte frumos și duhovnicesc, într-un sens extrem de înalt și teologic, ascetic, de la Sfinții Părinți, despre asumarea crucii și adevărata libertate în Dumnezeu, care nu poate fi confundată cu lupta pentru anumite libertăți, ce ar fi de fapt un semn de sclavie modernă și de manifestare a Duhului acestei lumi. Dar întrebarea ar fi, și mai ales într-un context cum a fost cel foarte recent prin care am trecut, chiar nu trebuie să zică biserica nimic la toate interdicțiile care îi se impun în privința pelerinajelor, în privința libertății de cult și credință, în privința exercitării sfintelor taine, administrării sfintei împărtășanii după rânduiala tradițională, dacă nu zicem nimic după cum se întrevede, s-ar putea să ne fie luate toate drepturile. Înseamnă că rămâne doar varianta martiriului sau a retragerii totale de lume? Din câte se vede, s-ar putea să vină vremuri foarte progresiste și neomarxiste în care bisericii, sau în general tuturor religiilor, s-ar putea să li se interzică tot. Este vorba despre o libertate în sensul cel mai duhovnicesc al cuvântului. Libertatea sfințeniei. Iau două texte, două întrebări. Libertatea sfințeniei prin nevoința duhovnicească și cu împreună lucrarea Harului Duhului Sfânt. Dar oare vremurile pe care le trăim o să mai lase timp pentru așa ceva? Și la nivel de instituție, de exprimare și manifestare în public a bisericii, ce o să mai fie? O să mai rămână ceva? Din acest punct de vedere, ce s-ar putea face în contextul temei pe care ați prezentat-o? Da, vremurile pe care le trăim, tocmai aceste vremuri deloc ușoare, paradoxal, cred că pot fi propice pentru ceea ce înseamnă recuperarea unei condiții mărturisitoare autentice. Știm foarte bine că în vremuri, chiar în vremuri de prigoană, biserica s-a întărit în ceea ce este esențial ei, credinței vii. Poate tocmai aceste dificultăți, aceste încercări care sunt îngăduite de Dumnezeu, ne ajută poate să mutăm centrul de greutate de la ceea ce înseamnă atacurile din afară la ceea ce presupune vederea propriilor neputințe, inclusiv noi cei din interiorul bisericii, pentru a nu ne orienta în mod constant în a vedea și a identifica dușmanul doar în exterior, doar în cele din afară. Noi considerându-ne ca fiind cei buni, ca fiind cei drepți și de fiecare dată răul este în afară. Deci, cred că mult mai important este să vedem cum ne întoarcem noi, să ne vedem propriile neputințe, cum ni le asumăm. Așa cum spuneam, un creștin autentic pe linia Mântuitorului, el este cel care asumă răul, răul din lume și moare cu el, așa cum Hristos fără păcat a murit pe cruce pentru păcatele lumii. Cum Dostoevski spunea foarte frumos, Alyosha, personajul lui Dostoevski în Frații Karamazov, sunt responsabil pentru tot răul din lume. Eu sunt vinovat, sunt responsabil. Nu... fără a căuta să dăm vina sau să căutăm justificări sau să dăm vina pe cineva din afară. Aceasta este o atitudine, încă o dată, greu de împlinit. Ea presupune o anumită măsură, într-adevăr, a credinței. Dar măcar să știm linia. Consider că pe măsură ce ne străduim
să ne angajăm tot mai mult în ceea ce înseamnă trăirea simplității profunde a Evangheliei, în Duhul Evangheliei, vom putea da o mărturisire adecvată în Duhul Evangheliei. Acest lucru nu înseamnă lașitate, nu înseamnă compromis, nu înseamnă că nu avem o atitudine, nu înseamnă că nu suntem lucizi, nu înseamnă că suntem naivi și nu vedem atacurile concentrate la adresa bisericii. Nu despre asta este vorba. Problema e în atitudinea pe care o avem atunci când radiografiem, când facem o diagnoză a acestor atacuri, fie la adresa instituției, fie direct la adresa propriei credințe sau la manifestarea propriei credințe, în ce duh facem mărturisirea. Acest lucru cred că este mai important decât simpla mărturisire. Pentru că Sfântul Isaac Sirul este cel care spune ceva emblematic pentru tradiția ortodoxă. Duhul în care faci un lucru este mai important decât lucrul însuși. Duhul în care facem o mărturisire, în care luăm o atitudine, oricât de tranșant ar fi ea, Duhul în care facem respectivul lucru este fundamental. Dacă este Duhul lui Dumnezeu, Duhul de dragoste, autentic, în care inclusiv, așa ne cere Mântuitorul, vrăjmașul trebuie să fie iubit, aceasta este linia pe care ne-o arată Mântuitorul. Mântuitorul, vedeți, el a fost tranșant. Dacă citim în Evanghelie cuvintele Mântuitorului la adresa fariseilor, la adresa celor de atunci, la atitudinea lui, cumva fără echivoc, extrem de incomodă. Doar de aceea a fost răstignit, pentru că lumea nu a putut suporta adevărul până la capăt. Pentru că în condiția noastră căzută nu putem suporta adevărul până la capăt. Nu putem. Asta este condiția noastră căzută. Dacă Dumnezeu, prin harul lui, nu ne acoperă, nu putem vedea adevărul în față. Și nu au putut când până la capăt Hristos a mărturisit și a zis, da, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu au trecut 48 de ore și era țintuit pe cruce. Deci Mântuitorul a fost foarte tranșant, dar totodată pe cruce fiind, să nu uităm acest lucru. El a fost cel care ne-a dat exemplu ca om de ceea ce înseamnă această poruncă dumnezească de a ne iubi vrăjmași. Pe cruce fiind a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Se ruga din suflet pentru cei care îl pironeau pe cruce, pentru cei care îl țintuiau pe cruce. Și așa, să nu uităm, apropo de mărturisire, că așa au făcut toți martirii. Primul mucenic, Sfântul Arhidiacon Ștefan, ucis cu pietre fiind, și el l-a mărturisit fără frică, un foarte tânăr de atunci, primul martir Ștefan. Și în Sinedriu mai ales, în fața celor cunoscători ai legii, fără frică l-a mărturisit pe Hristos, fără niciun fel de echivoc. Și deși se spune chiar în textul Sfintei Scripturi că fața lui era ca unui înger de lumină și nu puteau privi la el, se recunoaște acest lucru, nu puteau privi la el, cu toate acestea, l-au condamnat. Pentru că, la fel, nu a fost foarte incomod în mărturisirea lui. Și ucis cu pietre, Sfântul Arhidiacon Ștefan se roagă, exact, asumă exemplul Mântuitorului, se roagă pentru cei care îl ucid. Așa cum au făcut-o mulți mucenici ulterior. Deci, mărturisirea, cumva, vedeți, nu trebuie să devină un militantism din acesta în care de multe ori credem că doar dacă ne manifestăm, să zic, foarte zgomotos, foarte încrâncenat, foarte vizibil, doar atunci nu trădăm credința. Este foarte important
să vedem cum atitudinea noastră de mărturisire este dublată de un duh al mărturisirii în Duhul lui Hristos. Și care, vedeți, acest duh ne face să nu ne îndreptăm neapărat împotriva unor oameni care poate ei înșiși sunt victimele lucrării celui rău. Pentru că vrăjmașul omului, dintr-un început, tatăl minciunii, cum ni se spune în Sfânta Scriptură, este vrăjmașul, diavolul. Și în cele din urmă, pentru a birui acest vrăjmaș cu ajutor de sus, din nou trebuie să ne întoarcem, să ne vedem propriile păcate, pentru a nu-l judeca pe celălalt. Evident, repet, trebuie să fim conștienți, trebuie să dezvoltăm o luciditate în plecând de la ceea ce ni se întâmplă. Să încercăm, așa cum am zis, să deslușim voia lui Dumnezeu chiar în aceste vremuri extrem, extrem de confuze, de dificile. Poate am trăit situații fără precedent până acum la scara istoriei. Dar spuneam și ieri la Cluj, în acel simpozion, intervenția pe care am avut-o, că tocmai această vreme a pandemiei, cred, trebuie convertită într-o viață trăită în duh de pocăință și în duh de smerenie. Și în felul acesta să putem valorifica într-un mod ziditor această încercare grea, îngăduită de Dumnezeu, cred, din dragoste, pentru a ne întoarce spre ceea ce este esențial, pentru a deveni cu adevărat mai buni, mai milostivi, mai atenți la nevoile celorlalți. Nu să ne înrăim și mai mult, să ne, cum să zic, să amplificăm niște tensiuni care deja oricum sunt foarte mari. Încă o dată, nu e felul meu deloc, nici ca structură, nici ca atitudine, nu-mi stă în fire să fac, repet, o anumită echilibristică, așa cum am zis, pentru a găsi, pentru a concilia situații ireductibile. Nici pe departe, nu asta îmi doresc. Cred că e important să avem o atitudine, să spunem lucrurilor pe nume, să încercăm să înțelegem ceea ce se întâmplă, dar totodată să nu ne angajăm într-un demers care, chiar dacă pare mărturisitor, s-ar putea să fie ușor deturnat. Pentru că un anumit militantismul foarte ușor poate fi deturnat și instrumentalizat, astfel încât să producă exact efect, chiar efecte inverse față de ceea ce se dorește. Deci aici aș pleda foarte mult pentru ceea ce înseamnă formarea și cultivarea unui discernământ duhovnicesc. Vedeți, în aceste luni am încercat cât am putut să mă întâlnesc cu părinți duhovnici, pentru că, până la urmă, de aici trebuie să plecăm. De la cei care trăiesc foarte serios, care își iau foarte serios viața și credința și se angajează stăruitor într-o viață duhovnicească. Și întâlnind astfel de părinți și cerându-le sfatul, mi-au confirmat această intuiție pe care am avut-o, să zic, dintr-un început, chiar dintr-un începutul acestei noi molime cu care ne confruntăm, și anume că e foarte important să ne întoarcem într-o ale noastre, într-o cele autentice ale noastre, în ceea ce înseamnă Duhul autentic al celor bisericești. De alminteri, așa cum Părintele Rafael Noica încă cu destul de mulți ani în urmă, spunea aproape profetic, de fapt, și pentru ceea ce trăim astăzi, biserica trebuie să se întoarcă la ale sale, într-o ale sale. Asta nu înseamnă că cedăm cumva în fața lumii sau nu trebuie să punem problema în termeni din aceștia competitivi. Dar să ne întoarcem noi în ceea ce este esențial pentru viața bisericii, pentru viața credinței. Și credeți-mă,
că nu în număr stă puterea și adevărul nu stă în număr. Chiar dacă la un moment dat, atunci când suntem tentați, poate să judecăm mai ales din punct de vedere instituțional, facem niște evaluări care au la bază și anumiți indicatori numerici. Nu cred că aceștia sunt definitori. Adevărul nu stă în număr. Niciodată nu a stat în număr. Aduceți-vă aminte că în mod constant se spune în Sfânta Scriptură că Dumnezeu a lucrat și lucrează printr-o rămășiță. Inclusiv când poporul a ales, în Vechiul Testament de atâtea ori se spune, cădea în idolatrie, se menționează și a rămas o rămășiță. Și Dumnezeu a lucrat prin acea rămășiță. Sfântul proroc Ilie credea că este singur atunci când bună parte dintre contemporanii săi au căzut în idolatrie. Și spunea, Doamne, chiar singur am rămas. Și îi răspunde Dumnezeu, încă 7.000 de bărbați mai sunt, care nu și-au plecat genunchiul lui Baal. Dar la modul văzut era el singur, Ilie, care ducea lupta. Profetul. La fel, în Sfântul Maxim Mărturisitorul, de care v-am pomenit, Dumnezeu, Părinte al Bisericii, i s-a tăiat mâna dreaptă pentru a nu mai scrie și s-a scos limba pentru a nu mai vorbi, fiind incomod, inclusiv pentru instituția imperială, dar și pentru cea bisericească din vremea sa. La modul văzut, a rămas singur la un moment dat, când anumiți susținători de ai săi și aceia au fost, să zic, au trecut la cele veșnice, fiind prigoniți. Sfântul Maxim Mărturisitorul rămâne cumva singur la modul văzut. Dar este încredințat de adevăr și dă mărturie de adevăr. Atunci când vin, citiți actele martiriului Sfântului Maxim Mărturisitorul și a tovarășilor săi de martiriu. Este impresionant când vin reprezentanții de la Constantinopol și numele împăratului și numele patriarhului și îl întreabă pe Sfântul Maxim, cine ești tu să spui altfel decât spune împăratul și patriarhul? Și Sfântul Maxim Mărturisitorul invocă credința părinților, înaintașilor, Dumnezeul părinților noștri, încredințat fiind prin viață de acel adevăr și fiind la o măsură în care rămâne neclintit, pentru că are certitudinea acelui adevăr și nu-l poate clinti nicio putere a acestei lui în mărturisirea adevărului. Rămâne neclintit, dar mărturisește adevărul în duhul adevărului. Așa cum și noi, vedeți, noi îl invocăm, dar de multe ori nu mai dăm seama. În fiecare odpust al slujbelor noastre, îl invocăm pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul părinților noștri, pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, a celor care deja au trăit și s-au sfințit în această credință. În acest duh, în continuitate de duh cu aceștia, trebuie să căutăm să fim și noi și să dăm mărturia în vremurile noastre, da, la provocările care ne confruntăm noi. Și un lucru să ne fie clar. Nu noi suntem cei care apărăm biserica, ci Dumnezeu însuși. Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat. Noi suntem chemați să fim martori ai Dumnezeului celui viu, nu avocați. Nu noi apărăm biserica. Nu noi apărăm credința. Noi spunem de multe ori să apărăm credința, să apărăm biserica. Cine suntem noi? Să apărăm biserica. Noi suntem apărați de biserică. Noi suntem apărați de adevăr. Noi suntem martori ai adevărului. Noi suntem martori ai lui Hristos cel răstignit și înviat. Nu avocați ai lui. Trebuie, mă iertați că m-am întins poate prea mult, dar cred că e important să conștientizăm felul în care trebuie să facem o mărturisire în fața lui. Și trebuie să o facem. În contextul, într-adevăr, în contextul provocărilor cu care ne confruntăm. Mulțumim, domnule profesor. O altă întrebare, o întrebare foarte scurtă și foarte la obiect.
ce înseamnă stare de jertfă astăzi. A fi în stare de jertfă. Și tot la fel o întrebare foarte scurtă, la ce se referă curajul mărturisirii astăzi? Mulțumim. Starea de jertfă presupune depășirea propriului egoism și a unei autosuficiențe. Înseamnă să nu mă am în vedere pe mine însumi. Înseamnă să fiu să caut la cel de lângă mine. Să mă pun în mod constant la dispoziția celui de lângă mine. Să caut să-l slujesc pe cel de lângă mine, într-un mod cât mai autentic. Cum spunea Părintele Teofil, să-i odihnim pe cei de lângă noi. Credința noastră, spunea Părintele Teofil Părăian, este despovorătoare. Și un om credincios trebuie să devină odihnitor pentru cel de lângă el. Trebuie să le vadă pe nevoile celuilalt. Și așa cum, de exemplu, o mamă sau un părinte, el nu se gândește atât la el. Se gândește la binele copilului, rupe de la el să îi fie bine copilului. Asta e. Să jertfim de la noi, să ieșim din propriile comodități, din propriile voi și să nu ne avem în vedere. Pentru a putea nu să satisfacem capriciile unuia sau altuia, ci să fim într-o dispoziție de slujire, într-o stare de a-L sluji într-un mod ziditor pe cel de lângă noi. Aceasta este, cred, atitudinea unei stări de șerf. Iar legat de curajul mărturisirii, cred că acest curaj ține de ceea ce înseamnă capacitatea de a depăși un anumit convenționalism, de a nu ne alinia până la urmă la poziția lumii, cum se și spune. Facem ce face lumea. Mergem cu valul. Și acest cumva această atitudine cumva de tip conexionist în care ne lăsăm conectați în ceea ce înseamnă mersul lumii presupune o tocire a conștiinței mărturisitoare. Înseamnă că ne aliniem la duhul acestui viac trecător. Iar curajul mărturisirii înseamnă tocmai această atitudine prin care nu ne potrivim la acest duh la duhul acestui viac trecător. Așa cum Sfântul Apostol Pavel ne spune foarte clar în Epistola către Romani, nu vă potriviți duhului acestui viac trecător, ci umblați într-o noire a minții și a vieții voastre. Aceasta cred că este atitudinea care ne dă un curaj al mărturisirii. Mulțumim. Mulțumim, domnul profesor. O altă întrebare. Oare nu vrem, într-o formă conștientă sau mai puțin conștientă, să nu fim liberi, nerenunțând la toată această tehnologie super avansată, computer, televizor, telefon, etc., etc., tehnologie de ultimă generație? Răspunsul mi se pare evident. Deja sunt cunoscute, nu are rost să intru în detaliu, ar însemna o temă în sine, dependențele generate de aceste medii tehnologice și cu cât sunt mai performante, cu atât ele devin mai sofisticate. Și deja cercetători din diferite domenii au evidențiat aceste dependențe. Practic, cum să spun, nu doar dependențe, e vorba de crearea unor noi tipare mentale, de configurarea unor rețele neuronale într-un anumit fel, care imprimă și anumite gesturi, modificări comportamentale, nu doar modificări ale gândirii, modificări foarte concrete. Evident că libertatea noastră este profund afectată.
nu superficial, profund afectată și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Bineînțeles, nu putem face abstracție de aceste medii, dar trebuie să fim conștienți de implicațiile lor, de felul în care ne cedăm o anumită suveranitate atunci când acceptăm să fim foarte mult conectați la aceste medii. Repet, ar fi multe de discutat atunci, aici, dar mi se pare ceva evident pentru că fiecare dintre noi trăim. Trăim concret lucrurile acestea. Vorbeam cu un tânăr care la rândul său e implicat în activitatea cu tinerii și îmi spunea, de exemplu, în anumite tabere pe care le-a organizat, veneau copii, adolescenți și, de exemplu, la munte, când făceau un foc de tabără sau, mă rog, cum se organizau acolo, spuneau că inclusiv le atrăgea atenția că veneau cu câte două degete. Ei cum erau obișnuiți, deci fiecare la tastatură, așa luau lemnele. Și spuneam, măi, lemnul se ia cu toată mâna. Dar deja tiparele făcute, felul în care inclusiv în trup s-a imprimat o anumită comandă de tip mental, iată, generează nu doar o dependență, generează o modificare clar de mișcare, o modificare de manifestare a trupului, pentru că trebuie să reținem că aceste medii au o logică a lor, ele sunt medii, nu sunt instrumente. Nu sunt doar instrumente, așa cum credem. Ele sunt medii și există o interacțiune foarte puternică. Și atunci, atât, ele extind foarte mult simțurile. Orice tehnologie de alminter, cum spunea McLuhan, extinde un simț. Mediile acestea informaționale integrează toate simțurile și le extind totodată. Vă dați seama ce înseamnă extinderea sistemului nervos, bună oară, și interacțiunea cu un asemenea mediu. În aceste condiții, suntem afectați puterile sufletești, dar totodată și realitatea trupului, acestea sunt afectate. Ar fi mult de discutat aici, dar, mă rog, mă opresc doar cu un răspuns simplu. Bineînțeles că libertatea noastră este afectată. Mulțumim, domnul profesor. Îl rog pe părintele Constantin Ghimeși să adreseze întrebarea în mod direct pentru că a ridicat mâna. Iubiți frați și iubite surori, puteți adresa întrebările în mod direct ridicând mânuța care este în partea de chat acolo. Mă rog, o găsiți dumneavoastră. Părinte Constantin? Da. Doamne ajută. Doamne să rămână tuturor. Doamne ajută, da. Iertați că tocmai ce am ajuns acasă. Două întrebări scurte, cumva. Voiam să ridic cumva problema despre libertatea pe care o are credinciosul când merge la duhovnic. Deci până unde poate duhovnicul să intervină în viața celui pe care îl spovedește? Așa dau un mic exemplu să se înțeleagă la ce mă refer. Uite, măi, băiete, tu trebuie să faci ascultare de mine și să te duci la seminar. Cum au fost foarte multe cazuri eventual. Și al doua întrebare, iertați că pot să dau și pe video, a doua întrebare, dacă nu cumva Iuda, vorbim despre Mântuitorul, în marea lui dezamăgire îl aștepta pe Mântuitorul cumva să-i pedepsească sau să-i nimicească pe acei iudei pe care el îi dusese, de fapt, să-l vândă, îi adusese cu el. Dacă nu cumva Iuda, practic, dezamăgirea marea lui și faptul că el s-a spânzurat a venit tocmai din ideea aceasta că el îl aștepta pe Mântuitorul ca fiind marele salvator istoric, politic și așa mai departe pe Mântuitorul. Da, o să încep cu a doua întrebare. Da, mulțumesc și eu salut pe domnul profesor. Cu respect, da, să rămână tuturor. Da, Constantin, doamne ajută. Încep cu a doua întrebare și eu cred că Iuda a fost dezamăgit, mai ales plecând de la acest fapt, pentru că a avut anumite așteptări de ordin istoric. El spera
probabil printr-o înțelegere cu mai mari iudeilor de atunci, printr-o discuție a acestora cu Mântuitorul, s-ar fi ajuns la un plan istoric. Evident, vedeți, el era și intelectualul dintre apostoli și probabil s-a încrezut destul de mult în raționamentul său, a avut încredere și a pus încrederea în planul său și a fost înșelat în așteptările sale. Din păcate, nu a avut puterea pocăinței, pentru că știm cu toții că Dumnezeu l-ar fi primit, cum primește pe oricine care se pocăiește sincer și face fapte ale pocăinței. Referitor la prima întrebare, nefiind duhovnic, poate mi-e mai greu să răspund așa mai direct, Părinte Constantin, dar cred și eu că aici e foarte important, ține de autoritatea duhovnicească a fiecărui duhovnic, de încredințarea pe care o are. Cred că un duhovnic nu trebuie să devină o instanță din aceasta care pur și simplu emite niște sentințe implacabile. Sunt unii care, asta e, poate au o anumită încredințare în starea aceea, fiind la spovedanie, existând o deschidere înaintea lui Dumnezeu. Fiecare, probabil, cum simte, cum este încredințat de un anumit gând, aici Dumnezeu știe, de aceea nu mă pot să mă pronunț, dar totuși atunci când se dau ascultări din acestea, cum să spun, foarte concrete și cumva foarte directe și cu influență mare în viața celui care vine la spovedanie, a fiului sau fiicei duhovnicești, cred că fără o încredințare cumva de sus, e puțin riscant așa să-i spui foarte direct cuiva. Nu știu, plecând, asta ce pot să zic de la, pentru că a spus Părintele Constantin la început de șansa pe care am avut-o de a întâlni mari duhovnici și de a mă spovedi la unul dintre ei, la Părintele Teofil, care mi-a fost mulți ani duhovnic, la fel la Părintele Sofian la București, fiind la București, în perioada anilor de studii teologice, am observat la acești mari părinți duhovnici, de asemenea la Părintele Arsenie Papacioc, când am ajuns, nu știu cum să zic, era foarte concret, de exemplu, și Părintele Teofil nu te lăsa așa într-o incertitudine, dar nu căuta cumva să vadă și cu ce rezonez și nu foarte abrupt spunea, da, trebuie să faci asta indiferent, nu contează, asta e de făcut. Rari ori poate. Și atunci cred că era o anumită încredințare pe care o trăia părintele. Cred că trebuie să evităm aici, poate, anumite extreme și ține până la urmă de discernământul duhovnicesc al fiecăruia. Repet, dar nu pot să mă angajez în a spune mai mult pentru că nu am această experiență de slujire. Domnul profesor, mai luăm o întrebare. Da, cât din punctul meu de vedere am toată deschiderea. Sunt foarte multe întrebări. Deci cât din punctul meu de vedere rămân cât doriți dumneavoastră. Absolut, absolut. Acum, dacă tot v-am prins, e bine să... Că... În ce măsură această viziune a fost receptată în rândul celor care v-au avut consilier, în special medii de responsabilitate? Se poate promova organizat această viziune, mai ales dincolo de hotarul cercului teologic?
Deci da, această viziune pe care ne-ați prezentat-o a da. Fost acceptată, receptată în rândul celor Multe lecții am primit. Nu pot să dau foarte multe detalii, plecând de la experiența concretă pe care am trăit-o, responsabilitățile pe care le-am avut. Vă mărturisesc sincer că au fost făcute lucruri pe care, sincer, nu m-aș fi așteptat poate să fie făcute și totodată să întâlnesc cu oameni care, fără să aibă pretențiile, știu eu, angajării, nu știu cum, într-o credință, nu știu cât de mare, să facă lucruri cu multă dăruire pentru credință și pentru neam. Da, am întâlnit astfel de oameni și într-un mod poate neașteptat sau poate acolo unde nu te-ai fi așteptat. Și acest lucru, cumva cred, ca să ne fie și nouă pentru smerenie, să ne zmerim. Pentru că Dumnezeu lucrează prin cine consider și la modul concret. Repet, nu pot să dau acum alte detalii, dar vă rog să mă credeți că oameni de la care în mod normal poate nu ne-am fi așteptat s-au angajat, sau au avut o atitudine și s-au angajat în niște lucrări care clar au fost spre folosul bisericii și al poporului. Da. Mulțumim, domnul profesor. O altă întrebare. Domnule profesor, istoria a cunoscut de-a lungul timpului anumite cicluri sociale, politice, economice, etc., care au avut o strânsă legătură cu libertatea societății. Considerați că în acești ani se intră într-un alt ciclu de organizare a societății și, dacă da, cum vedeți raportul cu libertatea la generațiile tinere care acum se formează? Omenește vorbind, atât cât înțeleg, la măsura puținătății, înțelegerii mele, da, cred că se intră într-o nouă fază acum și libertatea va fi afectată. Deja ea cred că a început să fie afectată deja în ultimii ani, odată sau pe măsură ce paradigma securității a înlocuit tot mai mult paradigma drepturilor omului și numele paradigmei securității, multe restricții au fost puse. Pe această linie, cred că intrăm într-o nouă fază și că din acest punct de vedere, cred că va fi tot mai dificil. Referindu-mă acum la ceea ce înseamnă manifestarea în planul exterior a libertății. Dar tocmai într-un asemenea context, consider că angajarea efectivă în viața duhovnicească este cea care ne dă soluția pentru a trăi libertatea într-un mod autentic. Cu atât mai mult cu cât lucrurile cumva se vor strânge tot mai mult, vor fi tot mai multe constrângeri, pe măsura constrângerilor în plan exterior, cred că suntem chemați să ne deschidem în plan lăuntric și să devenim nelimitați în lăuntric. Pe măsură ce ne limităm în exterior, să devenim nelimitați acolo unde nu putem fi limitați. În adâncul sufletului și să ne angajăm cumva pe calea împărtășirii libertății în duh de care vorbeam. Da. Domnul profesor, o altă întrebare. Ce sfat ați putea da acelor părinți ai căror copii își doresc o libertate cât mai mare, pentru care caută angajări cu salarii cât mai mari, fără să conteze unde lucrează, adică fără să conteze de unde vin banii, firme sau companii cu politică anticreștină de multe ori? Un compromis la care uneori și părinții se fac părtași, fiind mândri de alegerea unui astfel de drum în viață. Da, cred că responsabilitatea e în primul rând a părinților și în
ultimii ani, din păcate, atât ca părinți, dar și în școală, ca profesori, de multe ori ne-am lăsat corupți de ceea ce înseamnă mentalitatea societății care s-a dezvoltat, a unei societăți care ne-a orientat doar spre ceea ce înseamnă o performanță în lucrurile trecătoare, în lucrurile materiale, în lucrurile pământești. Și ne-am educat copiii în acest spirit. Generația noastră cred că se face vinovată, pentru că nu putem să-i judecăm pe copii, pe copiii de acum sau pe adolescenți. Pentru că ei poate nu au avut, exemplele unor modele a unor oameni care au știut să se sacrifice pentru niște idealuri. Generația părinților noștri, a bunicilor și fiecare generație, cred că înaintașilor, acei oameni au știut să se sacrifice și mai mult decât atât, să-și educe copiii într-un spirit de sacrificiu. Indiferent cât de mic era copilul, copilul era responsabilizat. Ori noi ne-am obișnuit să îi cocoloșim de mici, să le spunem că li se cuvine totul, fără să ofere mai nimic, să fim mândri că sunt foarte buni în cele ale acestei lumi și în felul acesta, practic, este evident că ei au căutat să se afirme în ceea ce au crescut, în spiritul lumii. Și cu toate acestea nu se poate generaliza. Încă sunt familii, sunt părinți și sunt copii și tineri, pot să vă spun. Aici e marea minune a Dumnezeu, că sunt încă tineri foarte speciali și are Dumnezeu cumva puși deoparte, probabil, pentru vremurile de acum, pentru cele mai grele care o să vină, deosebiți acești tineri. Și vedeți, deși ei au crescut într-un spirit cumva prin care doar asta se promova, un câștig imediat, fără efort, și asta văd și eu în școală. Nu e vina poate acestor generații, ei așa sunt crescuți de mici. Ce să-i mai cer eu unui student dacă el de mic așa e crescut? Să ia note maxime fără să știe, să scrie, să citească probabil. Și dacă îi cer niște solicitări minime, să-i separă foarte mult. Dar el așa a fost crescut. Asta e. Și atunci e important, cred, să, chiar și în condițiile actuale, să ne asumăm vocația de părinți și de profesori în sensul de a-i forma pentru viață, pentru a răzbate în viață în ceea ce este esențial. Nu pentru a dobândi un câștig imediat, o poziție imediată, de a promova imediat. Știu că e foarte greu, pentru că ei nu mai sunt obișnuiți să cultive o anumită răbdare, să construiască cu răbdare ceva. Vor totul și imediat. Am ajuns să suferim pentru că nu ne conectăm, cum le spuneam masteranzilor la un curs înainte de conferință, că nu ne conectăm în 10 secunde, că durează 15 secunde sau 20 de secunde. Și asta poate fi o dramă pentru noi astăzi. Vă dați seama cât de departe suntem față de cei care își asumau un sacrificiu și își creșteau copiii într-un spirit de sacrificiu. Pentru a răzbate, doar atunci se poate răzbate autentic în viață. Cred că doar plecând de la modele, nu prin cuvinte. Nu putem să-i convingem prin discursuri, prin cuvinte. Pe măsură ce reușim noi înșine să trăim. Pentru că noi încă am mai avut ocazia să întâlnim oameni care au trăit într-o stare de sacrificiu și i-au învățat și pe alții să se sacrifice și să își ia foarte în serios ceea ce fac și să înțeleagă că nu pot ajunge imediat și cu orice preț, indiferent de consecințe, în vârf.
punându-i în contact, poate, cu astfel de oameni, dacă noi înșine nu putem, dacă atât de mult ne-am înstrăinat de acel mod de viață, căutând să-i punem în legătură cu oameni care prin prezența lor să le arate că nu doar cele trecătoare contează, că nu doar rezultatele contează imediat. Nu rezultatul este definitoriu, ci atitudinea pe care o avem în fața unui eveniment de viață. Asta e important să înțeleagă tinerii, cred. Că nu rezultatele sunt esențiale, ci atitudinea cu care noi ne raportăm la o anumită situație. Și vedeți, să ne întoarcem la ceea ce înseamnă o educație care se bazează pe formarea unor caractere puternice. Și în familie, asta se urmărea, formarea unor caractere. Și în școală, școala era chemată să formeze caractere puternice care se răzbată în viață. Ori noi ne-am înstrăinat foarte mult de această perspectivă, căutăm competențe imediate, abilități imediate, cum anume să fie integrați cât mai rapid și cât mai eficient în tot ceea ce înseamnă mecanismele unei societăți din ce în ce mai tehnicizate, în care totul se judecă sau aproape totul prin prisma eficienței de tip economic și financiar. Ori, vedeți, suntem departe, inclusiv din ce să mai zic din perspectivă creștină, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, că suntem chemați să educăm pe copii pentru a deveni cetățeni buni, cetățeni ai împărăției cerurilor. Deci nu-i pregătim doar pentru această lume. Asta deja din punct de vedere creștin. Cea cu caracterul cred că e valabilă pentru oricine. Dar cu atât mai mult pentru noi cei care considerăm că suntem creștini, trebuie să avem curajul să ne asumăm această perspectivă autentică a educației creștine. Deci îi pregătim pentru împărăția veșnică, împărăția lui Dumnezeu, nu doar pentru această lume. Bineînțeles, și pentru această lume, dar în perspectiva vieții veșnice. Mulțumim, domnul profesor. O altă întrebare. Domnule profesor, am dorit să ne spuneți în ce măsură noi, oamenii, dar noi creștinii, mirenii, dar și preoții din ziua de azi, acum în timpul acestui coronavirus, îndrăznesc să spun al pan religiei, suntem liberi dacă dumnealor, însăși părinții, preoții, nu toți, ne îndeamnă în biserici să acceptăm legile și regulile acestei pandemii. Oare ceea ce îi îndeamnă pe dumnealor să fie frica de ziua de mâine, de pierderea serviciului, locului de muncă sau frica de a-și asuma concret credința în fața tuturor și a lui Dumnezeu, aș vrea să aduc ca exemplu exact pe mucenici sfinți și pe Mântuitorul însuși. Cum trebuie să înțelegem exact curajul? Vă mulțumesc, Doamne ajută! Deja am spus că e important să fim atenți pentru a nu judeca neputințele celorlalți. Nu cred că ne putem substitui noi judecătorului și să judecăm pe unul sau pe altul, cu atât mai mult când e vorba de preoți. E o cale riscantă. Așa cum am spus, revin și insist, aceasta este tradiția filocalică, aceasta este tradiția duhovnicească, de a ne vedea propriile noastre neputințe. Să văd în ceea ce mă privește. Cum în această vreme, într-adevăr, încercarea aceasta cu care ne confruntăm, să-mi văd propriile mele neputințe. Cât de mult am ajuns să trăiesc o conștiință a pocăinței. Cât de mult pot să trăiesc cu autenticitate această stare de pocăință. Să trăim, pentru că, da, este o vreme care ne ajută poate să conștientizăm acea stare de pocăință. În cântarea a șaptea, exemplu, din canonul de pocăință către Mântuitorul, când spunem, nu nădăjdui suflete al meu,
în sănătatea cea trupească de grab trecătoare, nici în frumusețea cea de grab trecătoare, ci vezi cum și cei puternici și cei tineri mor, ci strigă, miluiește-mă Hristoase, Dumnezeul meu, pe mine nevrednicul. Deci iată o atitudine care ne orientează spre vederea, cum să spun, vederea celor din jur, astfel încât să strigăm către Dumnezeu, să strigăm fiecare dintre noi către Dumnezeu un duh de pocăință. Ce câștigăm dacă începem să ne judecăm unii pe alții și să-i facem pe unii mai lași, pe alții mai curajoși? Pe măsură ce vom reuși de sus până jos, la conducător până la popor, să ne pocăim cu adevărat, cred că aceasta este soluția. Și până la urmă, inclusiv în relațiile instituționale, responsabilitatea aparține celor care sunt în anumite poziții și aici cred că trebuie urmărit ceea ce Mântuitorul însuși a zis. Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Să vedem în ce măsură din cele ale lui Dumnezeu noi le dăm cezarului. Atunci, într-adevăr, e o problemă. Sau atunci când ajungem să ne temem de oameni mai mult decât de Dumnezeu. Dar nu cred că o judecare a celor care poate, nu știu, au o anumită atitudine alta decât am fi dorit-o noi, această judecată contribuie la întărirea unei conștiințe mărturisitoare. Cred că doar pocăința autentică poate dezvolta, poate cultiva o conștiință mărturisitoare și poate trezi inclusiv în celălalt o anumită stare de mărturisire. Vedeți, așa cum am zis, da, mucenici și Hristos și mucenicii au mărturisit, au murit, dar au murit cu dragoste, cu dragoste reală, sinceră, neprefăcută, nejudecându-i, atenție, nu pe cei apropiați, nejudecându-i, ci rugându-se pentru cei care îi omorau. Vă spun acum un exemplu din prologe din Viețile Sfinților, pentru a vedea cum conștiința mărturisitoare este atenuată atunci când judecăm și când nu putem să iertăm, poate, neputințele celuilalt. Probabil știți o situație prezentată în prologe, când doi preoți în vremea prigoanei, erau într-una din persecuțiile împotriva creștinilor, doi preoți foarte buni prieteni, au ajuns să se certe dintr-un anumit motiv și, mă rog, s-a rupt această legătură de prietenie. Și unul din preoți îi spunea celuilalt, s-a dus și i-a cerut iertarea, te rog, iartă-mă, uite, îmi pare foarte rău, te rog să mă ierți. A rămas neclintit, a rămas îndrăjit celălalt, nu a vrut să-l ierte. Și, fiind vreme de prigoană, acel preot neiertător l-a mărturisit pe Hristos. L-a mărturisit și a fost condamnat la moarte și era dus spre locul de execuție. Urmând să devină martir, practic. Pentru că a fost condamnat pe baza credinței lui mărturisit în Hristos. Iar pe drumul care ducea la locul execuției, preotul celălalt venea și cu lacrimi cerea iertare și spunea cu atât mai mult, uite, o să dobândești cu neamul muceniciei, o să mergi la Domnul și Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, te rog din suflet, iartă-mă, nu pleca din această viață, ținându-mi minte neputința și ceea ce ți-am greșit. Și a rămas în continuare neclintit, iar când a ajuns la locul execuției, cumva
orbit fiind așa, s-a trezit și a zis, ce se întâmplă aici? Unde sunt? Ce se întâmplă? Păi cum ce se întâmplă? Cei care urmau să-l ucidă i-au spus, l-ai mărturisit pe acel răstignit ca fiind Dumnezeu, ai renunțat să aduci jertfă zeilor noștri și ești condamnat și te vom omorâ dacă nu te lepezi de Dumnezeul tău, de cel pe care îl numești Dumnezeu. Și l-a zis, stați, cum să fie așa? Mă lepăd, nu cred, și s-a lepădat, fiind în starea aceea, vedeți, de judecată, de neputință cumva, de a ierta, de a fi înțelegător cu neputințele. Iată, preot și acela, deci preot cu atât mai mult, și atunci a apostaziat, iar în locul său, celălalt preot l-a mărturisit și a zis, nu, ce faci? Cum să îl trădesc pe Dumnezeul nostru? Și l-a mărturisit el pe Hristos și a fost decapitat, s-a tăiat capul, devenind mucenic al lui Hristos. Vedeți, foarte sugestiv acest exemplu, pentru că, repet, conștiința mărturisitoare nu înseamnă, nu știu cum să zic, o anumită îndârjire, o anumită încrâncenare, o anumită judecare a celuilalt. Cu atât mai mult când celălalt este un slujitor al Sfântului Altar. Asta este părerea mea. Repet, fără a încerca să justific slăbiciunile sau neputințele uneia sau altuia. Nu vreau să justific nimic, dar totodată cred că e important nici să ne aruncăm așa cu multă ușurință în a emite judecăți de valoare pripită. Nu știm noi pocăința, poate și a celuilalt care la vedere mi se pare că a greșit foarte mult. Și Dumnezeu știe, El este judecător. Mulțumim, domnul profesor. O altă întrebare venită de la credincioși. Ce ne puteți spune despre educația online 100% și așa zis hibrid și cum ar trebui să se raporteze părinții și profesorii de religie la această situație? Profesori în general și profesori de religie în mod particular la această situație. Facem ce putem în condițiile date. Asta e situația. Nu ține de noi. Evident, e important să nu ne entuziasmăm, măcar atât, pentru că unii ar putea să spună, ia, uite, câte facilități avem acum, câte conexiuni putem să facem acest tip de educație. Deci, în primul rând, cred că e important să nu ne entuziasmăm, să fim conștienți de limitările foarte mari ale acestui tip de educație, dacă o putem numi educație. Și, așa cum vă spuneam și la început, să înțelegem că aceste medii informaționale, logica lor se bazează pe informații, iar informațiile reprezintă partea cea mai slabă, inclusiv într-un proces educațional, inclusiv într-un proces al gândirii. Informația e partea cea mai de jos. Noi transmitem niște algoritmi prin aceste medii, dar algoritmizarea gândirii presupune o alienare a gândirii. Mintea vie nu stă într-o succesiune de algoritmi. Noi transmitem niște informații pentru că suntem condiționați de aceste medii, de a transmite doar informații. Și atunci măcar să înțelegem că asta e situația și suntem, și asta le spun și studenților, să fim conștienți măcar că lucrăm în niște condiții impuse, cumva. Să nu ne amăgim și să credem că facem cine știe ce mari lucruri. Facem ce se poate în condițiile date. Dar îi îndemn, și ăsta e sfatul meu, așa cum i-am îndemnat și pe studenți, și pe masteranți, și pe doctoranți, să nu renunțe, chiar dacă suntem cumva obligați să petrecem mai mult timp în fața ecranelor, să nu renunțe la formele care par învechite acum, ale educației. Dacă mai greu poate ajungem să ne întâlnim față către față, profesor cu elevi sau cu studenți, măcar
să-i încurajăm și pe tineri, și în ce mă privește asta am făcut cu studenții masteranzi și doctoranzii cu care m-am întâlnit în formatul online, în mod constant, le spun despre necesitatea de a nu renunța la cărți, de a parcurge un text imprimat, pentru că e cu totul altceva să pui mâna pe o carte și să citești o pagină de carte efectiv, contactul fizic cu cartea, decât să vizualizezi o informație. Chiar același conținut. Conținutul aceleiași pagini e cu totul altceva când îl parcurgi lecturând un text imprimat cu vizualizarea conținutului pe un ecran. Vizualizarea nu înseamnă lectură, cum tastarea nu înseamnă scrier. Și atunci, măcar să nu renunțăm la aceste forme, pentru că gândirea se formează într-un anumit fel atunci când stăruiești, de exemplu, în lectură, ai răgazul de a adânci un gând, pentru că în aceste medii informaționale nu putem adânci un gând, pentru că imediat suntem conectați la informații, la tot felul de link-uri, informații peste informații, și atunci cu greu se dezvoltă o reflecție în care să adâncim o cugetare. Pe când în exercițiul lecturii stăruim într-un anumit fel, zăbovim, astfel încât permitem gândului cumva să se dezvolte, să se adâncească, să ne dezvoltăm o reflecție proprie cu privire la ceea ce parcurgem, la ceea ce citim. Cred că, mă rog, trebuie să facem, repet, ceea ce putem face în aceste condiții date. Și pe cât posibil, repet, să nu renunțăm la ceea ce înseamnă coordonatele de forță ale educației. Și, în primul rând, acestea sunt legate de om. Pentru că omul e modelul, vedeți, e prezența foarte concretă. Un părinte sau un profesor, prezența lui, el e un model educațional. Nu e doar o secvență informațională care se conectează și transmite informații, oricât de calitative ar fi aceste informații. Noi nu ne putem transforma doar în secvențe informaționale integrate într-un sistem informațional. De aceea, prezența concretă nu poate fi substituită de nimic. Starea de spirit, inclusiv propice pentru o educație autentică, nu poate fi suplinită de aceste medii. E important să fim conștienți de acest lucru și, încă o dată, să facem ceea ce se poate face în aceste condiții. Și ce pericole presupune o astfel de educație, dacă presupune pericole, în ceea ce privește dezvoltarea, pentru că e vorba de prunci, clasele 1-4 și forma aceasta de învățământ în care doamna învățătoare, cea care conducea mânuța pruncului care învăța să scrie, nu mai există, trebuie să fie mama, trebuie să fie tata, iar profesorul este pur și simplu o prezență virtuală pe un computer. Ce presupune, dacă puteți să-i dați o lămurire persoanei care a pus această întrebare? Evident că presupune modificări la nivelul gândirii, la nivelul comportamentului. Le vom observa pe parcurs, dar deja cercetători din domeniul neuroștiințelor, din domeniul educației și din multiple alte domenii, deja, încă înainte de această situație, au evidențiat felul în care utilizarea excesivă a acestor medii informaționale, contactul cu ecranul, pentru că deja înainte, repet, de a ajunge la această situație, interlocutorul multora dintre noi era ecranul. Ecranul ne devenise un interlocutor, o interfață cu realitatea foarte familiară și petreceam timp destul de mult, poate chiar mai mult timp decât cu
cei apropiați sau cu prietenii sau în general cu ceea ce înseamnă contactul cu realitatea nemijlocită, cu atât mai mult în cazul copiilor au fost evidențiate influențele acestor medii asupra dezvoltării aptitudinilor, a unei reflexii, a emoțiilor, a trăirilor, a stărilor afective. Pentru că, vedeți, un copil mai ales are nevoie de empatie. Acestea sunt mașini. Mașina nu are suflet. Copilul, fiecare dintre noi, oamenii, de fapt, fiecare om are nevoie de suflet. Dar cu atât mai mult copiii, în perioada lor de formare, au nevoie de ceea ce înseamnă o căldură a sufletului, de o empatie care nu poate fi generată de roboți, de mașini, de algoritmi, oricât de performante ar fi aceste mașini. Au fost evidențiate multiple neajunsuri și modificări ale stării afective ale copiilor, dar și ale stărilor cognitive, a reflecției, a capacității de a reflecta, de a-și dezvolta o reflecție vie, bazată pe o gândire proprie, nu doar pe preluarea pasivă a unor informații, așa cum doar receptăm informații care ne sunt furnizate în aceste medii informaționale. Multe lucruri, sunt deja multe cărți scrise de diferiți specialiști recunoscuți, consacrați prin cercetările lor cu privire la această problematică. Vă dați seama cu atât mai mult acum, pentru că știm, erau eforturi poate ale părinților sau ale copilor, ale învățătoarelor. Mi-aduc aminte, vorbeam cu învățătoare, cu învățător sau chiar cu profesori din învățământul preuniversitar, mai ales la copii, la generațiile de copii de acum, deja era dificil să se deconecteze pe copii de la contactul cu un ecran. Deja dependențele deja erau foarte mari, astfel încât în clasă probabil nu erau 5 minute, câteva minute în care ochii copilului să nu fie deturnați spre un ecran. Eu însă, în ce mă privește, pot să spun și la nivelul studenților în ultimii ani și din an în an tot mai mult, am constatat cum tot mai mult este, tot mai dificil este să focalizăm o privire față către față. Mulți dintre studenți nu puteau pe durata cursului să urmărească, măcar să privească, nu neapărat să fie atenți, ci pur și simplu să mă privească, pentru că ochii lor erau conectați la ecran. Vă dați seama acum, deci ne-am străduit atâta timp să încercăm undeva să reducem acele dependențe, ori acum suntem puși în situația în care, vedeți, trebuie să-i noi înșine să-i asistăm pe copii, pe tineri, în ceea ce înseamnă acest mod de existență. Nu este deloc ușor. Sunt modificări, dar repet, să facem ce putem și cât putem să suplinim acolo unde se poate, în familie, legăturile, copiii, cât se poate și cum se poate, mai ales pentru a le oferi ceva afectiv. Pentru că asta e o tocire foarte puternică a sentimentelor, a emoțiilor. Stând multe ore pe zi în fața unui ecran, asta e, suntem supuși acestei vulnerabilități. Mulțumim, domnul profesor. Mai sunt vreo două, trei întrebări. Da. Dacă mai aveți da. Răbdare, forță și cineva dorește să înțeleagă unde poate duce frica de cele lumești și unde duce frica de Dumnezeu.
Cuvântul Scripturii e clar. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Cel care se teme de Dumnezeu nu se mai teme de nimeni și de nimic. Atunci când părăsim frica de Dumnezeu, care este început al înțelepciunii și ne conduce spre dragoste, pentru că, știți, chiar și înainte de momentul Sfintei Împărtășanii, atunci când credincioșii sunt chemați la împărtășanie, se spune cu frică, cu credință și cu dragoste. Deci, frica, iată, început al înțelepciunii, precede credința și credința conduce la dragoste. În momentul în care părăsim frica lui Dumnezeu, bineînțeles că ajungem să trăim tot felul de frici. Frica de moarte fiind sursa a multor frici. Dar ajungem să ne împărtășim de felurite frici. Și mai ales în ultimile decenii, odată ce ne-am înstrăinat tot mai mult la nivel de societate de ceea ce înseamnă prezența Duhului Dumnezeu, fricile noastre s-au înmulțit. Frica de boală, frica de singurătate, frica de a pierde locul de muncă, frica, am zis, de singurătate, frica, tot felul de frici, de a nu pierde, știu eu, anumite poziții, frica față de cel mai mare. Fricile s-au înmulțit și mai ales în această vreme există riscul ca frica să devină terorizantă, să trăim cumva sub tirania fricii, să fim paralizați cumva de frică. Și vrăjmașul ăsta poate să facă, să ne înmulțească frica, starea de frică, pentru că în starea de frică omul poate fi ușor manipulat și instrumentalizat. Vă aduceți aminte, mulți sfinți cumva erau înfricoșați. Sfântul Antonie cel Mare, de exemplu, vrăjmașul venind, a încercat să-l sperie, să-l înspăimânte cu tot felul și de zgomote și de manifestări. Dar, vedeți, frica nu prinde decât pe măsura complicității noastre, pe măsură ce ne deschidem și noi acestui duh de frică. Pentru că diavolul nu se poate atinge de sufletul nostru decât atunci când și noi, prin patimile noastre, deschidem niște portițe către lucrarea celui rău. Și cred că tocmai prin părăsirea adevăratei frici ajungem să devenim dominați, să fim terorizați chiar de ceea ce înseamnă frica trăită în Duhul Lumii. Psalmistul are în mod repetat, am întâlnit afirmația în psalm, s-au temut acolo unde nu era frică. Foarte actuale, cred, aceste cuvinte. Ne temem tocmai acolo unde nu este adevărata sursă a fricii. Pentru că ne-am legat foarte mult de cele trecătoare. Și atunci, pe măsură ce suntem alipiți de cele trecătoare, pe măsură ce ne lăsăm invadați de duhul grijii de multe, de grijile și frământările acestei lumi, pe măsura interiorizării Duhului Lumii, ne deschidem cumva și către realitatea fricii, care este foarte extinsă în această perioadă. Și cu atât mai mult, cred că tocmai în astfel de momente este important să înmulțim rugăciunea, pocăința pentru a nădăjdui mai puternic în mila lui Dumnezeu, pentru a ne încredința lucrării lui Dumnezeu, pentru a vedea lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu, inclusiv în aceste situații prin care Dumnezeu cumva îngăduie încercarea pentru ca noi să ne întoarcem mai adevărat înspre El, înspre ceea ce contează cu adevărat. Nu este ușor, bineînțeles. Nu este deloc ușor și
Nu, nu este deloc, chiar deloc ușor. Dar pe măsură ce, cred, și ne deconectăm de ceea ce înseamnă un registru al negativului, al ator știri care, vedeți, în continuu tot felul de breaking news, ați amorți cu atâtea cazuri, cu atâtea modificări, cu modificarea tulpinei virusului, cu extinderea, contagiozitatea, toți cuantificatorii aceștia, totul cumva ne înlănțuie într-o frică, într-o teamă extraordinară. Și cumva cred că e important să nu rămânem în acest registru, să nu ne focalizăm exclusiv pe ceea ce înseamnă acest registru al negativului, să ne ridicăm cumva deasupra acestui negativ. Alminteri, nu cred că putem să facem față. Și inclusiv medical, știm foarte bine, cum de alminteri ni se spune, avem nevoie și de o imunitate sufletească și atunci când suntem invadați de frică, inclusiv trupul devine mai vulnerabil și virusul acesta al fricii poate fi de multe ori mai letal decât COVID-ul sau decât alți viruși. Da, nu este ușor, dar nădăjdim în mila lui Dumnezeu. Mulțumim, domnul profesor. Ar mai fi două întrebări, dacă îngăduiți. Da. Prima. Doamne, miluiește și ne mântuiește. De ce când suferim mari nedreptăți și nu cârtim, nădăjduim ca libertatea liberului arbitru o ținem rezervată și nu manifestată ca să hotărască pronia divină, fiindcă nu știm dacă se cuvine să luăm o hotărâre grea sau suntem pregătiți de un răspuns. Libertatea asumată de a răbda pentru a fi mai aproape de cruce, pentru a ne întări. E un pic alambicat așa. Întrebarea. Da, tocmai n-am înțeles foarte exact. Deci, de ce? Eu aș zice așa, dacă este să ne lămuriți, că mai avem o întrebare, ne-ați vorbit despre liberul arbitru și libertate, ca realitate exact. Construită și realitate dată. Da. Să lămuriți acești doi termeni, liberul arbitru ca realitate construită și libertatea ca realitate dată. Și în felul acesta poate intrăm și în logica întrebării perspective. Liberul arbitru, spuneam că este o realitate construită pentru că este o realitate a minții. S-a dezvoltat în mod speculativ, mai ales în perioada tradiției scolastice, când s-a speculat foarte consistent inclusiv pe marginea libertății. Părintele Stăniloae evidențiază că liberul arbitru este o construcție a minții și liberul arbitru desemnează capacitatea de a alege sau înțelegerea libertății prin prisma opțiunii de a alege între ceva și altceva. Și, practic, de a echivala libertatea cu această capacitate a omului de a alege. Ori libertatea, ca realitate dată, spuneam că nu este echivalentă cu alegerea. Poate să pară șocant pentru mulți dintre noi, pentru că, repet, noi suntem obișnuiți, în condiția noastră căzută, suntem obișnuiți să înțelegem libertatea prin prisma alegerii, a capacității noastre de a alege. Ori libertatea în sens profund nu presupune o alegere, ci presupune o ascultare, împlinirea voii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, voia omului se conformează voii lui Dumnezeu și atunci este trăită adevărata libertate. Bineînțeles, noi putem refuza, avem această capacitate de a refuza voia lui Dumnezeu. Dar odată cu acest refuz, ne pierdem și libertatea profundă. Asta am încercat să spun și în prezentare, plecând de la exemplul Mântuitorului.
Mântuitorul a restaurat libertatea noastră căzută. Pentru că Adam, neascultând de Dumnezeu, da, el a ales altceva. A ales să nu împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Dar în felul acesta, libertatea omului a fost profund afectată, structural afectată. Pentru că, vedeți, este un nonsens din punct de vedere al credinței să spun să aleg între a face voia lui Dumnezeu sau să nu fac voia lui Dumnezeu. Deci, libertatea, în sensul tare al cuvântului, nu ține de alegere, ci ține de ascultare. În ce măsură există disponibilitatea de a desluși voia lui Dumnezeu, de a înțelege voia lui Dumnezeu, care îmi este spusă printr-un duhovnic sau printr-o situație de viață sau prin ceea ce îmi dă Dumnezeu să înțeleg. Dar, străduindu-mă să văd voia lui Dumnezeu, să mă angajez în împlinirea acestei voi. Și asta necesită un efort al unei ascultări, o cale ascultării. Dacă citiți Evanghelile, Sfântul Maxim Mărturisitorul a dezvoltat foarte mult această linie, pentru că el, în contextul unor dispute cristologice, el a fost cel care a afirmat existența celor două voințe, celor două lucrări în persoana Mântuitorului. Voința omenească și voința dumnezeiască. Și a arătat cum ele sunt distincte, dar voința omenească se desăvârșește atunci când împlinește voința dumnezeiască. Și asta s-a împlinit în persoana Mântuitorului. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fiind dar și Fiul omului, ca om, a împlinit desăvârșit voia lui Dumnezeu. Și spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, dacă citim cu atenție Evanghelia, o să vedem cum Mântuitorul nu a căutat să-și impună voia lui. El în mod constant arată că împlinește voia Tatălui. Voia Tatălui Ceresc, voia lui Dumnezeu. El ca om împlinește voia Dumnezeului Celui Viu, a Tatălui Ceresc. În mod constant, spune Mântuitorul, nu am venit să fac voia. El ca om, știți, în grădina Ghețiman, când se roagă, cu sudor de sânge, se roagă și îi cere Tatălui și spune, Tată, dacă este cu putință să treacă de la mine acest pahar, dar nu voia mea să fie, nu, ci voia ta să împlinească. Și atunci, în acel moment, înainte de moarte, ca om, bineînțeles, cumva a spus, dacă este cu putință. Dar nu a spus, dacă nu, nu, asta e, nu pot, mai mult nu am putut, atât am făcut, asta e. Ce a urmat până la capăt voia lui Dumnezeu. Și în felul acesta, libertatea a fost împlinită pe cruce. Acolo unde păcatele lumii, cumva, au fost asumate de Mântuitorul, el, fără de păcat fiind, inclusiv libertatea. Deci, iată, acolo nu e vorba de liber arbitru. E libertatea trăită în sensul tare, în care omul caută cele ale lui Dumnezeu și caută să împlinească cele ale lui Dumnezeu. Liberul arbitru, repet, este o construcție și care pune accentul, este o construcție filozofică, pune accentul cumva pe caracterul autonom al nostru. În ce măsură alegem noi într-o situație dată. Și în felul acesta ne manifestăm libertatea. Prin faptul că putem, într-o situație dată, să alegem sau nu. Dar cineva care își dorește cu adevărat libertatea să se împărtășească de acea libertate care e dată de sus, prin Dumnezeu, își pune problema într-o situație de viață. Ne confruntăm cu o situație de viață și ne întrebăm. Una e să spun, ia să văd să o judec cu mintea mea și să zic, am de făcut A, B, C, D, câteva variante, le iau, le calculez și văd pe care o aleg. Aici de e liberul arbitru, în care îmi folosesc o anumită capacitate.
Și o altă atitudine este atunci când spunem, oare ce vrea Dumnezeu? Care este voia lui Dumnezeu în această situație? Ce își dorește Dumnezeu? Ce așteaptă Dumnezeu în plecând de la această situație? Și atunci, o asemenea dispoziție a minții și a voinței, care are o deschidere spre voia lui Dumnezeu, cumva ne ajută să ne orientăm înspre sensul profund al libertății. Deci, foarte pe scurt, recapitulând, liberul arbitru înseamnă capacitatea de a opta, de a alege, echivalarea libertății cu această capacitate de alegere, iar libertatea autentică, profundă, cea care este dată, nu construită, presupune taina ascultării. O ascultare prin care omul împlinește voia lui Dumnezeu. Mulțumim mult, domnul profesor. Eu cred că sunt în asentimentul fraților, surorilor și tuturor celor care au participat la această conferință și la această întâlnire în cadrul săptămânilor de misiune, zilelor de misiune, că aceste discuții va trebui să le continuăm și față către față, așa cum bine ați spus mai devreme, în cadrul Universității de Vară, așa cum era programat, de fapt. Dar, dată fiind situația actuală, nu putem face decât în felul acesta cursuri, conferințe și toate cele pe care le avem programate. Mulțumindu-vă și sperând, nădăjduind că nu ne veți refuza atunci când vă vom solicita prezența la cursurile de vară ale Universității Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. Poate va fi anul viitor, poate peste 2 ani, Dumnezeu știe cum se va așeza, cum vor fi vremile, cum îngăduie cel de sus. Sperăm, nădăjduim că ne veți bucura cu prezența pe timp de o săptămână, așa cum am fost obișnuiți cu aceste cursuri de vară. Vă mulțumim, domnul profesor. Cu mare drag, părinte, și vă mulțumesc mult pentru invitația și pentru invitația pe care mi-ați adresat-o pentru această vară. Cu mare drag, cu ajutorul Dumnezeu, dacă o să îngăduie Dumnezeu, m-aș bucura să fim împreună și sunt convins că într-o întâlnire față către față, altfel vom putea să ne împărtășim suflet la suflet, inimă de la inimă, lucrurile. Oricum, sper că și în acest format, cât de cât, poate am reușit să ne folosim cu ceva. Vă mulțumesc mult pentru răbdare, pentru atenția acordată. Îmi cer scuze, poate pentru o anumită oboseală, pentru că zilele acestea și mai ales astăzi am avut o zi foarte, foarte plină, cu multe ore. Cu mare drag am răspuns chemării dumneavoastră și m-aș bucura încă o dată să ne ajute Dumnezeu să fim față către față, cu atât mai mult cu cât vedeți cei doi sfinți pe care i-ați invocat, protectorii ai Universității de Vară, îmi sunt sfinți foarte dragi, atât Sfântul Maxim Mărturisitorul, cel pe care l-am invocat, dar și Sfânta Mare Mucenință Ecaterina, cea care este patroana paraclisului nostru de la facultate, a bisericii, unde s-au format multe generații de studenți. Sfânta Muceniță Ecaterina, ea însăși un exemplu al unei tinere extraordinare, nu doar foarte frumoasă, dar înțelepte și cu mare curaj de mărturisire, apropo de ce am vorbit și în această seară. Și este, cred, mare lucru, pentru că deja arată o anumită orientare faptul că v-ați ales acești doi sfinți mărturisitori, foarte mari mărturisitori, pentru că
și dumneavoastră acolo, cum spuneam la început, și preoți, ceilalți preoți, dar și credincioșii comunităților noastre, cred că aveți o misiune importantă de a mărturisi, de a mărturisi într-un mod ziditor credința cea vie. Și poate mai ales în aceste vremuri foarte dificile, cred că oamenii au nevoie de această speranță a credinței puternice, neclintită cumva. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Și vă rog din suflet, sincer, vă rog să mă pomeniți în rugăciuni, vă rog foarte mult. E important să înmulțim rugăciunile unii pentru alții. Mulțumim. Și pe doamna doctor, doamna doctor da, Alina, iertați-mi. Și pe, da, da, și pe soția, da. Pe Alina, da, și ea se jertfește mult. Absolut. Vă rog și foarte mult, da, să ne pomeniți, da, Adrian și Alina, vă rog. Mulțumim, mulțumim. Vă pomenim. Alegerea celor doi mari sfinți ca și patroni ai Universității de Vară și ai cursurilor de formare continuă a preoților este o alegere ce aparține preasfințitului episcop Siluan. Preasfințitul s-a gândit la cei doi mari sfinți mărturisitori, cum de altfel și centrul nostru de studii și-a primit numele tot prin preasfințitul episcop Siluan. A fost inspirat preasfințitul părinte da. Siluan. Dionisie, sigur. Da. Mulțumim foarte mult pentru toate și așteptăm următoarea noastră întâlnire și cu ajutorul Domnului vom face rugăciunea. Da. Iar Părintele Consilier Florin Haniș, dacă este pe fir, ne va rosti binecuvântarea de final. Rugăciunea, dacă vrea să o rostească, Părintele Diacon, ieri l-am rugat pe Părintele Diacon Juravle, dacă nu mă știu, nu, Daniel Andrușcă, cred. Și nu avea microfonul, era foarte, foarte greu cu microfonul la Părintele Diacon. Părinte Diacon, dacă e posibil... Să rămână preasfințite, Părinte Atanasie, să rămână toți părinții. Cu vine se cu adevărat să te fericim născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucernice Părinte, binecuvintează. Pentru rugăciunea născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește și miluiește pe noi. Amin. Amin. Mulțumim. Mulțumim. Vreau să anunț conferința de mâine. Mâine, așa cum bine știți, vom continua programul nostru cu domnul Dan Puric, cu maestru Dan Puric. Maestru Dan Puric, cred că fiecare dintre noi știm despre cine este vorba. Nu cred că va fi nevoie să-i facem acum prezentarea. Singura chestiune pe care vreau să vă spun este că ne va vorbi la fel despre mărturisire și despre curajul mărturisirii. Vă așteptăm mâine seară la orele 19. La fel în această formulă și cu ajutorul Domnului vom mai asculta o voce care ne va vorbi despre mărturisire, despre martiriu și așa mai departe. Mulțumindu-vă tuturor și mulțumind Părintelui Ioan Lupoștean, care face jertfă, nu pot să vă spun decât noapte bună. Pe mâine! Doamne ajută, mulțumim! Bucurie, Părinte Ioan! Mulțumim tare mult!